CBX. Eu sunt Biju Mariano. Asta rupă țara. Alo, 210. Am în lista o gagică, păsărică singurii. Bună, bună, rău, bună, bună, rău. Și de când s-a despărțit, vrea să își facă iubi. Îmi duce lipsa de bărbat, pune poze, hot, hot. Filihorni, rog de ton, rog de ton, rog de ton. Și-mi dă mesaje directe cu emoji inocente și propuneri indecente. Dragă dilată, vrea pupat, vrea mușcată, vrea legat. Câteodată se dezbracă și e jale. Îmi dai dureri de cap. De unde-i tu bază?
fetele la mol, cu piții fangele, să îți faci poftele. Cine ți-a cumpărat ție toate parfumurile, toate hainele, toate make-urile? Nu mai vom pe supărata. Bună seara, drăguții mei, nu-mi iau copyright, pentru că nu este, este și Mega aici, nu e doar ea. Bună seara, drăguții mei, bună seara! Îmi pare rău dacă mă vedeți mai obosită, cred că se și observă pe fața mea, nu prea doar nopțile. Nu știu, am un program foarte încărcat și foarte aiurea. Nu știu când e zi, nu știu când e noapte, adorm la 10 seara, mă trezesc la 9 dimineața, iar, deci foarte ciudat mă simt. Deci foarte extrem de ciudat, așa că îmi cer scuze pentru fața mea dacă am o față mai ciudățică astăzi. Bună seara, bună. Poca este bine, este totul perfect. Mulțumesc, Chiza, te pup și te iubesc. Vă mulțumesc și pentru membru. Mulțumesc tare mult. Din nou suntem pe Revolution, în România, drăguții mei. Vă aștept pe server și pe voi. Aveți IP-ul serverului în descriere. Vedeți ce s-a mai băgat pe server, vedeți ce este nou. Și vă aștept și pe voi să ne jucăm cu plăcere. Când o să fie să ne jucăm împreună. Până atunci nu faceți stream sniper, aveți IP-ul serverului în descriere și tot ce vă trebuie, și Discord-ul și tot ce vă trebuie aveți în descriere. Revolution, da, cel mai the best server. Primesc butonul peste 2 săptămâni. Te pup, Șerbana! Plângem? Nu plângem. Mulțumesc tare mult, trecem la treabă. Mulțumesc, nașule. Mulțumesc mult. Vă mulțumesc pentru membru tuturor. Mulțumesc mult. Nu mai supor să știi, băi. Ai Jeg. Ai Doliu. Ai negrule. Poca. David. Ia, scoală că se ceartă ăștia. Da, stai mic, lasă-mă că mă gândesc la astea. La ce te gândești? Dar cum dracu să meargă? Te gândești mai bine la facturile alea că au venit iară 10 milioane la apă și 7 milioane 500 la gaze. Ce pula mea faci în baia aia de te speli 10 ani? Nu mă spăl eu cu moartea asta care suntem femei și te speli tu 50 de ani să moară copilașii mei dacă te minți. Trebuie să fiu curat, ok? Te rog foarte frumos să-mi plătești astea, eu nu... Da, ți le plătesc, dar lasă-mă că sunt multe! Scoală, Poca, te rog! Scoală, că se ceartă ăștia, să scoală și eu! Plătești, eu nu mai plătesc, eu nu mai pun niciun bani, da? Sufletul meu, ți-am zis că le plătesc, lasă-mă să mă gândesc cât am de plată. Ia, zic eu cât ai de plată. Ia, 10 milioane la gaze și 50 de milioane la apă, hai! 50 de milioane? Nu știu cât scrie acolo. Bă, dă-l morții, măsii, dar ce-am făcut? M-am făcut bazin olimpic. Nu știu ce ai făcut cu piscina iarna, ce cauți apa în piscina iarna. Se ceartă pe bani! Da, și tu te-ai spălat, și voi v-ați spălat, nu numai eu. Haideți cu 3000 de like-uri că mă supăr pe voi. Da, tu stai cel mai mult dintre noi. Nu mai fac nimic. Ce faci acolo, îți dai laba pe revistele alea. Nu e adevărat, eu mă spăl. Mă, ce dracu aveți, mă? Uite-te, fă, că mă și enervează. Dar nu e adevărat, îmi spune că cam 50 de milioane la apă de plătit. Adevărul e că tu când intri în baie, băi, stai puțin așa, băi, Davide. Adevărul că atunci când intri... Da, să mă spăl pe din, să mă fac un... Deci adevărul că tu când intri în baie, uite să... Măi, Poca, să te îmbraci. Uite, mă, dreapu. Ia mințit. Mamă, dar ce miroase aici ahoit. Nu știu. Degeaba. Mulțumesc că te iubesc, mulțumesc mult. Da, și voi v-ați spălat, și voi. Băi, dar tu chiar nu înțelegi. Eu mă întrețin, înțelegi? Mă spăl. Eu mă spăl firicel cu firicel. De ce dar credeți că... Dar tu te speli și sub piele sau cum? Că nu înțeleg. Spală oasele ăsta. Tu înțelegi că... Mamă, dar ce vă certați, mă? Te Taci, băi, pantera urâtă. Iubire, de ce crezi că am coile așa fine? Te însăpunezi. Te însăpunezi, bună, da? Dimi, cum te simți? Mai bine. Ești bine? Da. Bine. Hai. Vreau să știu și eu cât a venit factura la ăsta, la apă. Stai așa că ți arăt eu acum, imediat, stai așa. A zis 50 de milioane mai devreme. Băi, frate, tu ești nebun la cap. Mă, tate, ce te-ai firat pe mine? Că n-am făcut pagina unii... Și așa stăm, dar așa... Nu-l faci! Eu nu vin! Băi, băiatule! Nu-l faci!
Ia fă, ia fă. Ți se pare ție că în baia asta există bazin olimpic? Uite-te, uite-te. Zi-mi acolo, zic că nu pot, n-am ochelari la mine, zi. 5.000. Ce înseamnă asta? Mă, dar vi se pare vouă că în baia e bazin olimpic de am consumat atâta apă? Ce morți, mă, sexte, n-au băgat, mai mult, ascultă-mă ce vă spun. Chiar mă, că nu consumam atâta. Băi, ascultați-mă cine spune ce vă spun că le trag ăștia în țeapă. Da, nu știu, tu te duci mulci vaca? Eu nu dau 5 de milioane pe apă, eu n-am consumat apă, mă, piși pe ele de fapt. Dar cine dă? Cine dă dacă nu dai tu? Nu știu eu, eu n-am consumat, eu n-am... Izabela, ți pare că în baia e bazinul olimpic cumva? Ți pare că e Marea Neagră în baia aia? Bă, băiatule, băiatule, bă! Dar ce urii numai pe mine, de parcă voi nu vă spălați, hai mă, lăsați-mă în pace, da. Păi și atunci ce voi ați consumat, nu-i vina mea. Băi, băiatule! Ce eu vrei? Când mă spăl cu Daniela. Nu mă certați, mă, că plătim, mă, ce aveți. Unde plătim? Mai avem bani? Nu mai avem absolut nimic, ca să voi de pula noastră. De ce vine 50 de milioane apa și încă duhnește? De ce? Deci voi când vă spălați, eu nu știu... Vă știi ce am impresia că fac ăștia? De ce? Cred că lasă să curgă apa doar așa la șto. Lasă să curgă la șto apa. Da, eu uite de ce nu mă mișc. La șto lasă să curgă apa. Ia, uite, și după aia spui că te speli, pentru că la tine în gură miroase a porcine de porc. Ascânduri de WC-ul. Ascânduri de WC-ul. Tu? Eu? Aș dă în gură. Tu n-ai nimic de obiectat, Poca? Ce să-mi bine? Eu v-am zis că eu plătesc. Mama, ce mă enervează să zici că e bandajat la creier. Dar mie îmi place bandana lui. Acum, în momentul ăsta sun la ăștia de la apă. Ce? Sun și le spui că... Eu fac scandal cu ei. Bine. Ce scandal faci tu cu ăștia? Eu știi ce crezi că bine. Fac? Eu fac acum scandal cu ei, n-au cum să ne bagă. Unde e branșamentul ăla de la... canalizarea aia. Și ce facem? Nu, stai, știi ce facem? Nu știi ce facem de azi încolo? Lasă să zic eu ce facem. Deci apa cu care ne spălăm, o lăsăm în cadă sau unde o lăsăm în chiuvetă, luăm o căldare și când ne călcăm sau ne pișăm, luăm apă de acolo. Dăm cu ea, da, și dăm cu WC-ul. Da, mă, dăm cu ea! Mulțumesc, Stepu, mulțumesc, Armă. Zi. La ce te-ai gândit? Alo? Stai, lasă-mă că vorbe. Alo? Alo, se română. Domnișoară, mă numesc David Spitecătoarea. Haideți cu 3500 de like-uri. Mi-a venit la curent 50 de milioane pe apă. Bună, Cristina. În condițiile care eu nu am nici bazin olimpic în curte, eu nici măcar n-am cad de la baie, tot ce am o pipcină, dar pipcina e apă, dar e de mult și de antică apa aia acolo. Eu nu am Marea Neagră, domnișoară, lăsați-mă să vorbesc. Eu nu am Marea Neagră cum era Constanța, eu nu am ocean. Și cum am spus mai devreme, nu am bazin olimpic. De unde mi-a venit mie 50 de milioane? Domnișoară, lăsați-mă să vorbesc. Țevile de apă sunt în regulă. Le-am verificat. Cum adică? Păi eu vă înțeleg, dar de unde am 50 de milioane la apă? De unde s-a înregistrat domnișoara atâți litri de apă? Ia vino fă, Isabelo, știi ce cred că fac? Le fac fentele astea de la apă. Ce le faci? Eu mă duc acolo în canalizarea unde e și întorc ceasul, întorc invers. Domnișoară, vă dau un judecată, ascultați-mă ce vă spun. Să mor în cancer și închiduri, dar nu așa fac. Domnișoară, vă dau un judecată, dacă mie băgați 50 de milioane factură la apă, vă dau un judecată. Înțeles. Mie nu mi-a venit nimeni acasă să verifice ceasurile la baie, să vadă cât am consumat, ați înțeles? Vă dau un judecată. Domnișoară, să știți că întorc ceasurile la apă, le întorc. Ați auzit? Deci le întorc dacă nu veni să reparați ceasurile, că mie îmi chică. Nu trebuie să știe asta. Și vă întorc ceasurile. Și ce știe ce facem noi? În secunda a doua... Dacă întorce ceasul, e fraudă. În secunda a doua... De unde știi tu că e fraudă? Poate întoarcem ceasul gen de pe perete. Da. În secunda a doua, eu doresc să vină cineva la mine. Sunt mai multe sensuri de... Deci eu nu plătesc factura pe luna asta, te înțeles? Eu doresc ca cineva să vină la mine la casă, să-mi verifice ceasurile de la baie și de la bucătărie. Ați înțeles? Cum adică? Domnișoară, nu mă înțelegeți greu. Aha. Deci nu te bagă în seamă. Morți, nu, o să plătești. Nu mă interesează. Tu de plătit plătești. Chiar nu mă interesează. Da? Da. Bine. Plătesc. Mâncare pula, apă pula după. De fapt, nu. Știi ceva?
O să mai rămân cu 1 milion în buzunar. Ce ne putem lua de 1 milion? Te duci frumos și mulci vaca. Speri yeah. porcul da, la cur. Ei râhnești la porc. Deci vine Crăciunul. Deci da? Și nu zici că n-am eu am bani, mă, ce aveți? Unde ai tu bani, mă? Unde ai tu bani? Trebuie așa. Mai ai tu bani pe card? Ia uite-te să vezi dacă ai un bani pe card. Păi mi-am luat genți eu, nu mai ai bani pe card. Și mai am, stai niște. Unde? Pe ce card mai ai tu bani? Pe cardul meu, cum adică pe ce card? Fă, ăștia mă enervează, îmi vine să le dau cu ceva în cap. Mă, dar cu ce te pe care card? Că, deci, că cardul pe care îl aveai? Avem nevoie așa de salată de nu bof. Nu mai sunt bani pe el. Bun, decorații și unii pentru brad. În al doilea rând, când ați luat voi donațiile alea de la ăștia, ce-ați făcut cu banii? A, adevărat, 8000 de euro, unde sunt aia? 8000 de euro le-am făcut ei acasă. Mulțumesc imediat să ți fac promovarea. Mulțumesc tare mult. 800.000 de euro. Unde sunt banii? Unde sunt banii? Unde sunt banii? De ce unde spui tu că n-am eu bani? Verifică în cartul. Uite aici sunt banii. Ia. Nu, ce e asta. Ce dracu faci? Mănâncă banii, mânca mei pizza să nu mă. Eu ți-o mănânc când vrei tu, dar. Ce uite, mă, cine de mii... banii. Stați așa că mă caută OnlyFans-ul. Stai așa copilașii mei să vedem ce spune băiatul ăsta aici. Deci vrea cred că promovare la Al de Discorduț. Ia. Bună, Iza, am făcut și mie o promovare la server de Discord CSGO. Serverul se va deschide zilele astea. Serverul de CS. Ia intrați și voi copilașii aici la băiatul, cei jucătorii de CS. Vă las aici link-ul. Mulțumesc tare mult și doresc succes cu serverul. Ia zi fac acum. Z. Nu, eu mă duc din baie să-mi iau alea și mă... Nu, și eu nu enervează ăștia, fă. Și enervează. Atâtea argumente, atâtea de astea le aducem bani în casă. Ne ducem la muncă, nu știu ce, vă, la pizza, pula. Te pup și nu. Cred că mă duc să mă angajez în nou la OnlyFans acolo, pe Pornhub, să postez videoclipuri cu mine în pizza goală, dar măcar știu... Atât îți trebuie, atât îți trebuie. Atât îți trebuie. Bă, ca! Atât îți trebuie. Got your pearl check. Te iubesc. Și eu te iubesc. Da, și fă că sfârșiți o palmă. Da, fă, ne angajăm din nou la OnlyFans. Știm că acolo... Vă trebuie, atât vă lasă-mă, fă, că am văzut pe TikTok, fă, că și-a cumpărat una 5 apartamente în 4 luni. Cum păi vine? Păi da, fă așa, păi... Păi, eu ce nu mai, deci dacă și ce, fă, nu păi ori sunteți bărbați, ori sunteți bărbați în casa asta și aduceți bani cu saci. Zi, fă, nu mi-a fost bine. Nu înțeleg de unde îmi spui tu mie că n-am bani. De unde spui tu mie că n-am bani? Zi, fă, nu ne-a convenit cu OnlyFans. Banii tăi. Ba da, mi-a convenit. Banii tăi. Bine, sunt pe gențile mele din dormitor. Nu mai vezi vorba de la mine. Am dat pe o geantă de la Chanel 15.000 de euro. Așa, și mai am încă de 400 de ori mai mulți bani. Ai mai mulți bani? Unde-ți banii ai alți? Bă, card la mine! Cum adică unde? Ți-am mai spus de 10 ori. Vreau și eu să vă cardul pizdia. Da, ia, intră pe aplicație și vreau să văd câți bani mai sunt. Ia, da? Danela. Vreau să văd. Ia. Că să nu te speri. Da, vezi. N-ai văzut atâția bani de când te știi. Da, ai că da! Da, ești drag de vrești nebunancă. Încă puțin și facem 100 de membri! 2 milioane la tine sunt bani? 2 milioane? Haide. Asta vezi tu 2 milioane. Asta mă fă. Cât sunt, fă? Cât sunt? 2 milioane, fă, 200 de lei, .00 ăsta. Crede că sunt 200 de milioane la cât de prost e bărbatul ăsta. Bă, că... Primul rând, eu n-am cont un lei. Stați puțin. Alo? Alo, mă auzi? Alo! Te aud, da, te aud. Mă auzi, baba mea? Te aud. Ce faci, mă, cațe și curul tău? De ce m-ai sunat? Nu poți vorbi? Ba da, acum poți. Gata, acum poți să vorbezi. Zi, dracu, de ce m-ai sunat? Vrei să te mint sau pe bune? Deci nu m-ai sunat de 2 ani de zile. Nu mai vreau să știu nimic de tine, în primul rând. În al doilea rând vreau să știu cauza pentru care ai făcut acest apel. E, mi-a ieșit un ec pe pulă. Nu glumesc. Gata, sormea. Am probleme rău de tort și vreau să vorbesc cu tine. Sormea, tu ești ultima care mă poate ajuta. Când ți-am cerut ajutorul, când a fost în relația toxică și ce mi-ai zis? Du-te și suge-i pula, apoi spune să te lase în pace. Deci astea sunt cuvintele tale. Cine fă eu? Da, de fiecare dată când ți-am cerut ajutorul, tu m-ai lăsat baltă, Fonfi.
Mint să moară familia mea. Ba nu, de fiecare dată mai lăsa baltă. Jură-te pe măta, partea ta. Și pe măta mă jur, dacă mă jur pe mama. Deci, pe partea ta de măta. De ce pe partea mea? Pe partea, și pe partea ta mă jur. Pe amândouă părți mă jur că de fiecare dată când am avut nevoie de tine, tu m-ai lăsat. Măi, Ismaelu, stai un pic așa, că nu e chiar așa. Și acum am... nu, n-ai probleme. Ai văzut că sunt cu unul care are bani. Are bani? Da. Asta nu știu. Aici ai punctat, are bani, că până acum nu te-ai interesat. Știi cum e melodia? Când e frate lângă frate. Doar pe tine, Ismaelu, nu te-am văzut de 2 ani de zile. Lasă să-ți fie dor în continuare de mine, că nu o să mă vezi. Ție nu ți-e dor de mine? Nu mi-e dor de tine, pentru că tu m-ai sunat că ai nevoie de mine. Nu m-ai sunat că ți-e dor de mine. Deci nu m-ai sunat nici măcar de ziua mea. Un cadou nu mi-ai luat și mie de ziua mea. Deci nici măcar nu te gândi să vezi, bă, dar mai trăiește sor mea, mă. Mai știu ceva de sor mea, mă. Hai să sun și-o, mă, măcar de Crăciun să-i zic, mă, Crăciun. Deci ce, ai murit? Ne-a făcut legătura Sfântul Petru sau ce? Tu ești nesimțit, deci nesimțit și aproape vine Crăciunul și tu mă suni acum că ai nevoie de mine, serios acum. Am luat cadou de Crăciun. Ce cadou mi-ai luat tu, mă, mie? Nu pot să-ți arăt, trebuie să ți-l vezi. Nu vreau să văd nimic, absolut nimic nu vreau să văd. Deci nu vreau să intri, deci nimeni nu știe de tine. Nimeni nu știe de tine, nici măcar prietena mea cea mai bună, care ca o soră, și subliniez soră, da, pentru că ea a fost ca sor mea când tu te-ai dus și ți-ai tras-o cu altele sau ce dracu ai făcut-o pe acolo. Stai un pic așa, Rică, spune-i lui aia care suge pula să tacă din gură, băi, zi-mi sora mea. Eram sigură că de fie, deci tot cu ăla ai rămas, tot cu prostul ăla, cu pămpălăul ăla, deci altceva mai bun, nu știu ce să faci. Băi, tu din sat, de acolo de unde ești, tu nu o să scapi, nu o să fii la oraș, nu ești în stare să ai un serviciu, nu ești în stare de nimic, da? Da, mama, da, sor mea. Nu, nu o să-l vezi pe soțul, pe viitorul meu soț. Nu o să-l vezi, nu o să-l vezi pe prietena mea cea mai bună. Nu o să calci aici, punct. Nu, bine, pa. Cum adică bine, pa? Doamne, nu se poate așa ceva. Nu se poate așa ceva. Hai, dracu, stai să vezi ce fac chiar. Alo! Alo! De ce mi-închizi așa telefonul? Ce faci? Am picat internetul, nu știu. Poca, stai scuză. Puțin, că vorbesc cu ăștia de la... Foca! Te lua focă, focă! Nu că e o surpriză pentru Daniela și pentru tine, lasă-mă să explic! Te lua focă? Nu! Poca, așteaptă-mă, te rog, în casă, că vin eu, bine? Da, bine, așteptă. Așteaptă-mă, vorbește. Da, vin eu, te asigur. Da, bine. Da. Cu mine vorbești? Nu cu tine vorbesc, mă, idiotule! E soțul meu aici! Și nu știu cum dracu să-l mi-am aflat de tine. Eu sunt soțul? Aaa, loc, am dat un pumn, da. Nu se poate. Nu ești soțul, era soțul meu lângă mine și nu știa ce se întâmplă. Frate. Frăție, patul să reține. Da, glumă. Haide, Fonfi, spune care-i treaba. Aștept. Măi, baba mea, am niște probleme mari de tot. Și dacă vrei să-ți întorci așa fața către mine, că sunt singur pe lume, că Hector mă luă. Da, mi-am întors și curul pentru tine, zi, hai. Da, știu, că ne-ai luat bătaia atunci de la aia lui Frusina. Știu. Bă, auzi, Ismaelu? Ia zi. Că știi că eu niciodată, noi frate, de când ne băteam cu câinii pe mămăligă, am fost pe bune, da? Hai, lasă-mă, am făcut niște prostii. Deci te-am prins de vreo 7-8 ori de fiecare dată să dai laba pe Esca de la televizor, de la ProTV. Dă-o, dracu, dar fix pe Esca. Păi n-ai văzut când s-a tuns Bob, așa era frumos. Păi da, asta e tuns Bob de oricum, hai, lăsăm asta la o parte. Da. Hai. Zi. Așa, hai. Ce vreau să zic, zi? Zi, de ce te urmărește poliția? Ce? Mă urmărește poliția? Da, poliția, da. Moși, babe, bunuri multe, da. Ai înțeles? Iar furi? Iar ai început să fur? Nu, că nu chiar furat. E, mă rog, după ce le dau cu părul în cap, atunci am furat. Ca să rimă, m-am apucat de rap, trap, galop de la. Am furat, da. Ai furat? Da. De la cine ai furat mai exact? Mai bine mă întreb ce am furat. Bine, ce ai furat dacă vrei să iei? Exact, nu știu, dar de la cine am furat știu. Zi. De la aia lui Polonezul, de la jumatea străzii de acolo, i-am furat ușa și două termopane pe care nu le-am pus, era de alea cu dublă închidere. Și am luat alu Cucu, care stă față cu Chiva, am luat unul de la de face lumină pe curent.
Transformator de ăla, transformator de ăla. Și de ce te-ai dus la magazin să-ți cumperi lucrurile astea? De ce le-ai furat fix păi de la ei? N-aveam bani, că am pierdut la barbun. Aaa, deci o ții și pe barbu, deci nu. Deci am zis să fiu fată bună, să fiu așa de Crăciun, să vin să te invi la mine în casă, dar văd că o ții tot pe a ta, serios acum, tot nu de mai, mic. Cuvinte. Deci, sunt cuvinte. Jură. Deci, și spune-mi unde ești ascuns acum, pe unde ești, vreau să știu. Ești, ești la țară, ai venit la oraș, ce ai făcut? Sunt în univers. Sunt, da, pe o parcare plină de zăpadă, mă latră câinii. Și mai mult ce să zic. Fii atent. Da. Scrie acolo pe hârtie, ia-ți o hârtie și scrie. Creu. Deci scrie așa. Strada. Da. Strada flocilor. Da. Stai că-ți spun acum numărul, că nici nu mai știu eu numărul. Stai da. Așa. Imediat. Imediat îți zic. Așteaptă o secundă că mă duc până la prietena mea. Așa. Deci am scris, da, după S, T, ce vine? R? S, T, R, da. Danela? S, T, R. Ce număr eu? E aici? 692. De strada flocilor, 692. Stai că bag pe Waze acum. De când știi tu, mă, să folosești Waze? A? De când știi tu să folosești Waze? Exact, exact. Dacă vii aici, vii singur, ai înțeles? Dar cu cine vin? Cu o glată de lupi? Dar nu mă interesează, că stai cu toți drogații și toți handicapații, stai după tine, serios acum? Da, da, Ismailo, da. E, da, Ismailo. Hai, pe flocilor 68 sau cât ai zis? 692. 692. Mai bine pune 593, știi ce zic. Hai, vine dracu odată! Gata, ce țipe așa? E, păi mă enervez. Deci dacă spui ceva greșit față de soțul meu, ai băli pula cu mine. Stai coaiele și ți le suși singur, da? Poți să vin fără coaie direct? E... Să ne evităm... Mișca! Acu' e acum. Da, cum îi spun eu acum? Cum le spun eu? Strângerea, vă rog frumos, că am ceva să vă zic. Ce? Ce ai fa? Vine fratii mei la mine? E, bravo, altă minte. Da, eu te înțeleg, Izabela, că tu vrei să aduci armonie în casă. Dar nu mă mai surprinde că mă miră când mă mint. E fain vorbi cu ea de la gase sau de la apă? Nu mă crede nimeni. N-am fost atentă. Eu chiar vorbesc serios? Ce fă, n-am înțeles. Vine ea de la gaze? Sau ce ai zis, că fractul lucrează la gaze? Hai zi fă o dată că n-am fost atentă. E... Poca vină... Danela, David, vine singura. Aaa, mă, Leo, zici că moare dacă mai zici odată, mai zi-mi pula mea odată când am fost atentă. Am ascuns lucrul ăsta față de voi. Ce lucru? Că ce, că fractul lucrează la gaze sau la apă? Că am un frate. Cum? De ce nu mă credeți când vă spun că am un frate? Frate, frate sau frate, frate? Danela, vorbesc foarte serios. Frate, frate sau frate, 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 zi. Frate, fratele meu, fratele meu, făcut din aceeași mamă. De unde tu, frate, că nu înțeleg. N-am vrut să vă zic. Mei. Pa, uite-te în ochii mei când îți grăiesc. Da, frate, frate sau frate, frate, frate? Frate, frate, frate. Belipula. Dați-vă. Stai, mă, ce? Iubire, stai. M-a mințit. Poca. Dați-vă la o parte. Da. Nu te-am mințit, pur și simplu n-am vrut să-ți zic. Nu mai vorbi cu mine. Da-te la parte. Da. Lasă-mă. Iubire. Mă duc afară. La ce te aștepți? Să te pupe, să sară pe tine, să te iubească. Sufletul meu, stai. N-am vrut să spun. Stai. E nebun. Așa și? Mai bine minți, nu? Bine, treaba ta. Dar n-am mințit, Poca. Dar măcar tu înțelege, m-am căcat. Ce să te înțeleg, mă? Am mai mințit? Da, nu te-am mințit, pur și simplu, ți-am spus. Dar cum se numește? Așa cum se numește? Mincinică. N-am vrut să spun pentru că nu mă cam îndresc pentru ce face el, adică... Așa, și pifoară.
Da, da, iubesc, e frate meu, dar nu mă mândesc cu ce așa și nu, dar să-ți înseamnă că trebuie să ne ascunzi. Nu, pe treaba ta, Izabela, le faci cum vrei tu, ți le faci cu mâna ta. Cu mâna ta ți le faci. Cu mâna ta le fac. Te rog, când vine să te porți măcar frumos, vreau să creadă că suntem cum se cade noi, da? Da, mă duc să-l pup, da, mă duc să-l pup. Dar te rog frumos, serios vorbesc. Da, sigur că da, da, sigur. Daniela! Daniela, hai mă mamă mă, vină până în casă, te rog eu frumos, hai că trebuie să, liniștește-te. Hai am emoții, te rog eu mult, vină în casă, haide, haide. Lasă-mă, nu te cunosc, lasă-mă, atâta, 4, 2, 5. Poca? Într-o minciună, 4 ani de zile, cât timp ne lasă, nu te uita la mine, nu. Te uita la mine. Iubire, stai. Haide mă, vă rog eu frumos, vreau să... No. Nu mai. Gata. Dar mă, că se numește minciunică, nu? Mâine, păi mâine, aflu că ești gravidă cu un boșoroc și trebuie să-i dai bani. Poca, te rog frumos, înțelege-mă tu, dacă tu nu ești alături, atunci cine? Mâine, păi mâine, aflu că tactul... Da, cu ce dracu te-am mințit? Aflu că tactul a omorât-o pe... Nu mai. Gata. N-a omorât nimeni pe nimeni, n-a omorât nimeni pe nimeni. S-a gătat. De ce ai făcut asta? Da, Pocea? Da. Jur, aici, de față cu tine, că eu în ființa asta, da, nu mai am încredere. Gata, nu mai. Nu te condamnă nimeni, stai niște. Ridică-te, deci, sufletul meu. Eu nu, gata, nu mai. Stop, pauză, deci. În toate, nu, gata, de acum încolo tot ce știu e miserea de alege pentru mine, punct. Nici măcar eu nu mai, eu nu, deci eu în momentul ăsta de față, în momentul numărul 1 acum, după ce trimit eu de propoziția. Didi, mersi, trebuie să ai 17 ani. Nu mai rău de împărțit, suntem ca doi frați, da? Da, ca doi frați, dar eu când am nevoie. Nu mai, nu mai. Te asigur că e un băiat super de treabă, Daniela. Da, Poca, bravo, nu ne interesează. Nu mai fi așa, te rog. Cum adică să nu mai fiu așa? Cine știe că te mi ascunzi? Cum adică să nu fiu așa? Nu-ți mai ascund nimica. Deci, da, da, mie mi-a dat-o să fii gravidă cu altcineva, pe bune. Exact vorba lui Daniela. Fii atentă. Mă da? Jur că o să fie... Bine. Deci o să fie ultima oară când mai zici secrete față de mine, da? N-am vrut, pentru că o să vezi de ce am ascuns secretul ăsta. O să ce? Vezi. Da, mă, că ce e nebun. Păi de ce, mă, de ce? De ce dacă e de treabă? N-ai trecut până toate. E nebun. Hai, mă, lasă-mă, altă vrăjeală. E nebun că vrei tu să fie nebun, da? Bun. Hai, mă, lasă. Cred că da, e nebun, că altfel n-avea de ce să fie sărac om nebun, nu? Ia zi. Te asigur că e nebun. Da. Bun, abia aștept să văd. O să vezi când vine, deci până atunci... Așa, și dacă e nebun ce, trebuie să ascunzi? Da... Fa... N-ai nici... N-ai... Ascultă-mă, n-ai niciun sens ce spui. Păi are sens, pentru că când nu te mândrești cu un frățior, pentru că eu îl iubesc, oricum îl iubesc. Înțelegi? Dar... Hai mă, Izabela, lasă-mă, te rog. Hai, fă, măcar tu miști alături, prin câte am trecut noi? Fii atentă. Deci fii atentă, eu nu m-am așteptat la... Tu! Tu! Nu contează că e David, iubitul meu, că e viața mea, că m-am... Tu! De atâția ani ne cunoaștem și ne-ai fost în stare să-mi zici secretul ăsta. Păi bine, că atunci am și eu un secret. Și o să-l las în mine. Când secret vrea vizita mea, e? Nu zic, mai știu stai, așa. Stai, un pic, vreau să știu ce secret. Vreau să știu ce secret, te rog eu frumos, ce secret? Nu, îți zic. Nu-ți zic. O să vorbim... în altă zi, când... Cine o să fii și tu. Oh, stai un pic, vin afară. Da? Ah. Cine e ăsta? Ia. Ăsta e de la gaze? Mamă, ce mare te-ai făcut! Ce mare că cine tu ăsta, Ismael? E fratele meu! Asta e fratele tău! Asta e fratele tău! Ai ascuns tu, firea dracu de proastă, de putem să te ascunzi. Faceți de mine? Ce faci, băi? Ce faci, mă, purec aici? Pleacă dracu' aici. Ce-ai, băi, fute-vă. Ismaelo, așa fac prietenii tăi?
E prieten, bă, ia uite, fă, dată ce faci așa, face bum, 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 așa. Bum, bum, așa ți-o dau, bum, bum, bum. Ce dai, dai, mă, dai, mă, dar cine vânt. Dai, du-te, du-te. Haideți în casă, bă, să discutăm, hai să ne certăm așa în pragul sărbătorilor. Ia zic, cum te cheamă? Hai în casă, vină în casă. Să vezi ce te aruncă în aer. Limba, hai, să vezi ce mănânci de-n pizza. Asta-i casa ta. Da, puiu. Spă, și-a bătut băta, nu, joc, dar nu-i vrea, dracu. Vom fie conacul, da. Bă, terminați. Hai mă, zic cum te cheamă, adevărat, zic cum vreau, te cheamă. Vreau, deci, ia e Daniela, prietena mea cea mai bună. Ia? Ia. A, și soția mea. Să și moară familia mea, să trăiască. El este David, soțul Danelei. Da. Mamă. Iar Poca, băiatul în galben. Așa, salut. Să trăiești. Dar ce mă, la manet? Este viitorul meu soț. Aaa, ce bine vă stă împreună. Mulțumim. Vă stă bine rău. Dar tu de când ați voi doi de când ați mai vorbit? Pe când cu nunta? Nu știu, dar nu te cred că te invită. Da. Măcar la despărțire poate. Iartă-mă că râda. Auzi, dormea, dar cine e plăjina asta? Daniela? Ce prăjina, băi, mâncam ei din pedra, chiar că să încep, dacă asta, mea, Cristina Pucean dă pucere. Cristina Pucean, doamnei pucile. Să-ți iau pucile. Hai mă, pulă mare. Ia, nu mă, că ești cu hândrăle ăștia, gata, nenicule, ai dalea pe degete, ho. Samurai, deci nu, bacugare. Nu, nu, fun fi, fun fi. Uite ce face ăsta, cred că-i dat. Stai cu minte, băi, stai cu minte. Lasă-l în pace! A zis lasă-l? Da, nu, 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 Fonfi, Fonfi, ascultă-mă, dracului, un pic! Gata, gata, mai, na. Ascultă-mă, naiba, un pic! Îl mușc! Ia-l-te păsă de aici, ține-l în lesă. Băi, ia-l că sperie. Mă, ne mușcă, ia-l, ține-l în lesă, dracu, că mie mi-e frică de ăștia, eu am alergie. O, fă, că te fut cu strapon de ăla, du-te, dracu. Să vezi ce te fute pe tine. Măcar că pulă n-ai, du-te, dracu, aici. Pulcat? Să vezi ce sculc eu una. Nu, 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 haide să vă explic. Fonfi, adică, nu, 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 nu te fute, nu te fute, stai liniștit dacă nu te fute, nu, nu. Ce s-a fută, fă, măcar nu. D-avea cu ce asta să mă fute așa? Asta a rămas închilozat, l-a tras curent, ia uite. Nu, băi, deci David, ascultați-mă, taci David, ascultă-mă un pic. Nu-l pui tu la respect, eu, dacă vreau, îl pun eu la respect, nu tu. Fonfi, ești prost! Nu, hai, dar tu prost ești! Eu mai ține și apărare. Dar e dracu să nu te rupi doi. A fost de test așa, să știe că pun. Bravo, frățicu, așa ai fost. Așa, cred că ai și gaura, mâncați așa. Așa e gaura? Cred că așa e fac gaura lui asta. Deci, Fonfi. Fonfi are o problemă... Eu-s nebun! Îl mă rog. Deci, o problemă mai puțin mai... Am sindromul taureg. Da, exact. Are... Și-a luat cu la gura voastră, așa, fără motiv. Are, da. Are sindromul... Mă ieși ție, 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 mă ieși ție. Deci, pe mine, scuze-mă că râde e problema ta, dar pe mine mă amuz de felul în care... S-a bubuit sopa în gură când erai copil, că ești cam negru, cu metri. Da? Da, da. Ești rasist? Nu, nu. Vino cu aici, că te bag eu sub lumina zilei, să vezi. Dracu, de aici ai borcane, marși dracu de aici. Aaa, stai că a vorbit asta. Ce borcane de castraveți? Vino că te bag eu la congelator, să vezi tu ce ai făcut. Măi, vorbesc foarte. Poca, vino în coate, rog frumos. Dar de ce să iau namurile astea tale de mine? Deci, nu, 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 vreau să explic. Lăsați-mă un minut, două minute. Băi, butelie, paros, du-te dracu de aici, de caza mergător. Daniela, dar te rog frumos! Zici că e ăla care vinde țuică la sticlă cu 7 lei. Băi, dar nu-l mai jigni, Daniela. Gata, nu-l mai jigni. Da, nu-l mai jigni. Da, nu mai jigni. Picălerițilele de la porcan. A, da? Băga mea și pula peste tine în casă, bolangiule, să nu ce te bat. Băi, zici ce rău, ne tremură chiloții pe noi, mă. Deci, da. Unde rămăsese? Deci, Fonfi, da. Are o... Nu tu, măi, vorbesc despre tine, nu trebuie să mă spunzi. Bine. Fonfi are o problemă cu sănătatea, are sindromul Tourette. Taureg. Așa. Adică, și el scoate niște sunete pe care... Niște sunete, adică nu niște sunete. Scoate mai multe cuvinte. Mir sungi! Mir bei, mi la mi. Aolo, mulțumesc mult, Andrei! Mulțumesc tare mult, mulțumesc acum văd! Mulțumesc din tot sufletul! Mersi mult, te pup! Mulțumesc mult de tot! Să ceasă, Andrei, ești nebun! Mulțumesc mult! Bun! Să vezi ce mă cert eu cu tine! Ai auzit?
Stai, Poca, te iubesc din tot sufletul, lasă-mă. Bine, dacă, hai, stai, ziua, dacă te uiți atent aici, mă doare fix un pulă. Mulțumesc mult, mulțumesc. Bun, el scoate niște, deci el scoate niște cuvinte random, adică pur și simplu. Da. Și aia random. Bă, gule, ai tăi în cap, ești nebun. Vrei să-l aplauți? Băi, dar chiar nu știi ce-i sindromul Tourette? Căutați dacă... pe Google, că sunt toată lumea. Nu mă interesează, dacă nu mă interesează. Adică ce... Bă, blueberry cu geaca aia, calmează-te, nebun! Băi, are niște ticuri, în primul rând. Eu înțeleg că și eu am ticuri, să-mi bag pula de el. Asta e ticul meu, de acum încolo. Dar fii atent, ascultăm aici. Dacă știi și ești deștept, ce am eu în cap se numesc Waves, băi. Cum se numesc? Waves. Waves? Da. Ce-i aia? Nu fac așa se numește ele. Că nu te spune la cap vreo 6 luni, așa se numește, nu? E când trend, mă spune la cap 6 luni, moră foamele mea de nu se pleacă dreapta direct în gură. Pleacă nu, dreapta? Nu. A, nu, că nu-i nevoie, că eu sunt inofensiv. Păi, dar voi n-aveți de ce să vă supărați pe el. De ce are pantalonul sus iarna? Da, nu știu ce supărați. Noi suntem de la țară. Dacă ați zis că nu sunt supărat pe el, ia vină cu aceva. Ia, lasă-l jos, că nu mi-e frică. Ia, uite-te la mine. Poate-ți bag o briceagă, gât! Fă, potonește-te cu ăla, că... Fă, fi bag ăla înapoi. Glumesc. Ăla de ce se gola, la apă Helchis. Mulțumesc mult, Daniel, te pup. Băi, vrei să fim frați? Ia flexează mușchiul H. Ce? Flexează... Bravo. Ce s-a întâmplat? Ce dracu? What? Nimic. Flexează mușchiul H. Băi, ăsta... Ismailu, te-ai fost cu amândoi? Da. Fonfi, haide să bă, trecem. Bă, care-i Poca? Ăla e frățiorul meu, Poca. Iubitul meu este Poca, iubirea mea este aici, cu mine. Ăla cu bandană? Da. Bandajul, păcat, zici că l-a lovit trenul. Bun, haide să trecem. Și ăsta e alu ăsta? Alu asta? Da. Da, mâncam. S-au legalizat... Auzi, Ismailo? S-au legalizat căsătorile bărbat cu bărbat în România? Haideți cu 5k like-uri, nu mai fac nimic! Du-te-mi pula mea de aici, du-te-mi! Așa stau! Îl scuip! Bă, tu nu vezi, bă, că merită! Tu nu vezi că ai doar două picioare? Unde e al treilea? Nu e! Al treilea? A plecat, l-ai pierdut pe drum? Mă, du-te, dracu, nu vezi că ai Adidas de la Vodafone, a fost alergi nelimitat și ai venit aici la noi, pleacă dracu de aici. Care Adidas? Băi, papuci, gheoară! Ia, ascultă-mă aici, papuci. Bun, am înțeles că ai probleme, ai tu, dar de ce ai venit aici? Nicule, sunt părat rău de tot, am nevoie de ajutorul sormea. Andrei, îți mulțumesc tare mult! Nu prea pot să spun așa de față cu toată lumea, dar... Păi zic oricum suntem între noi, câte am făcut eu la viața mea cu frățele, mă n-ai făcut tu. Ascultă-mă măcar tu dacă ăștia nu vor să mă asculte. Deci are niște probleme foarte, foarte delicate, înțelegi? Ăla s-a dus o fută pe aia? Nu, Fonfi, nu se fute nimeni cu nimeni! Nici eu nu pot? Nu. Mulțumesc mult! Ai luat cadou! Du-te dracu de aici! M-ai auzit? E a meu, e a meu! Ce? Promis că-l deschizi acasă? Ce să faci? A meu! Ia-l. Promis că-l deschizi acasă. Da. Așa. Ce aici, pe tărzi? Nu. Fa, vină încoa, stai puțin, Fonfi, stai puțin. Zi-mi, hai, ce probleme? Ce am pus acolo, Fonfi? Ce-i pus? Ce probleme am? I-am dat ce? Dacă vrei drept, verde de Paris, hai mă, moare nu, așa după să mor în cancer de noi am dat o travă de șobolan și verde de Paris. Andrei, nu fac promovări prin super chat. Ori ești handicapat. Și din prima și a doua. Acasă le deschizi, da, acasă. Da, acasă. Bun, și prima și a doua. M-am lămurit cu tine. Mulțumesc, Daniel, te pup. De ce ai nevoie de ajutorul ei? Că nu înțeleg. A cui? Eu vreau să vorbesc aici, deci. Fonfi. A furat. Fură. El fură. A furat și l-a prins curata în gură. A furat din gospodării. El stă la țară, stă la ieșire din oraș, stă la țară. Și fură din gospodării de la oameni, fură clanță, ușă, termopane, găini, rațe, orice prinde fură. Cum poți să fure prostul ăsta că nu înțeleg? Eu? Și nu-l prinde. Mamă, stilul ninja, cocor. Nici nu mă vezi. Și nu-l prinde. Fă, mi-l să știi ceasul de la mână. Vine noi. Dă ceasul că te-am, mă, dracu. Vine cu aici, putus. Da, mă, e expert în frată ăsta. Fă, eu am crezut că glumești, că-ți faci joc de mine. Nu, serios, e expert. Dar vorbește și tu să-mi dea ceasul înapoi. E urmărit de poliție, fă, și aflam. Trebuie să-l ajutăm. Sor mea, stai liniștit, a fost o glumă, Danelu. Magicianul Robert Tudor, mă văd. Deci hai să fim mai expliciți. Poliția e după tine. Te-a văzut că vin încoa? Ăsta a venit cu un scooter, Izabela. A venit cu un scooter. Cum adică compsi, compsa? Adică om trei și om vedea. Gen, na. Cum adică om trei și om vedea? Bă, adică... tu ești handicapat? Da.
Da, mă, asta e o întrebare. Băi, dar tu când m-ai sunat pe mine, eu... E, toți avem cistele ca în GTA, să moară familia mea cu elicoptere, cu tancuri. Bă, handicapatule. Da, da. Tu veni și cu poliția după tine, ești bătut în cap? Nu, că aici suntem acoperiți. Bă, handicapatule, tu știi ce am avut eu, băi? Ce ai acum, ai 3 ceasuri lăsate la manetaj, dreia, cum știu, ești combinator. Să moară familia mea de nu, taci. Ciorditor de găini. Taci! Nu vorbesc, tu taci. Băi. Sclavule, îți ordon să vorbești. Patru fătări. Izabelo, ajută-mă, te rog eu, că nu mai pot. Eu te ajut, te ajut, te ajut. Ajută-mă, ajut, nu? Când e frate lângă, frate. Auzi, Izabela? Citesc după aia, da. Mamă, n-am unde să fug, că mă vede țigani. Mamă, n-am unde să fug, că vrea ca să-mi ia banii. Bună, Cercule, mersi mult. Haide, te trebuie să dacă vrei. Da, ia zi, Fonfi. Mersi mult de tot. E brigada mare, ceata lui Pițigoi. Da, intru unul, țipă doi. Ți-i bat pe ăștia cu o mână legat la spate. Nu. Deci, dacă tu vrei să stai la mine în casă, mai întâi trebuie să te comporți frumos, da? Da. Fac curat, spăl vase. Exact, exact. Faci de mâncărică. Da? Da? Ne ajuns pe la, pe afară, bine, la grădină. Bine, să-mi cumperi niște furadar, să vă fac o ciorbă bună. Te pun, mulțumesc tare mult. Da, facem împreună tot ce trebuie în casă, ai înțeles? Ne culcăm toți, mă trezesc doar eu. Doar dacă, și fii atent aici, ascultă-mă, doar dacă nu vine poliția. Dacă vine poliția, eu te dau afară. Auzi? Și te dau și... Mă dai afară? Te iau, bă, ești nebună, da. Vă bag la dai tare pe tot. Ia vină tu în coa, să mor, ia vină în coa ta, nu, ia vină în coa. Ia, să mor tu, ia stai așa. Real dracu să fii. Ce faci? Ce vrei, fă? N-ai nimic de spus? Nu-l ajut pe fractul, nu. Te rog frumos, bag, ajută-l, dar te rog frumos, ajută-l. Ieși afară, nu. Te rog lasă-mă, frumos. Nu. Am zis nu, pleacă, nu. Nu-l suport. A venit să mă enerveze, să mă calce pe nervi, să mă o face... O să-ți placă de el. Nu. O să-ți placă, îți promit. M-am jurat, nu. Lasă, că așa face el. Măi, are, băi, are niște ticuri, el ce scoate pe gură, el nu vrea să spună. Să vezi ce ticuri îi fac acum. Că eu stau prost cu inima. Ce faci, mă? Asta? Asta e o jucărie. Ce dracu? Detai ce spun. Ce, băi, ascultă-mă, băi, ce faci, mă? Că nu-i fac nimic. Ascultă-mă ce spun. Vezi jucăria asta? A, vreau dacă și a venit, eu. Dacă a venit garda aici, lasă mâinile jos, că nu-ți fac nimic. Oh. Deci dacă a venit garda aici, ai pus mâna pe asta, ai înțeles? Da. Știi să tragi? Da. O, ușor, nu. Or, nu! Nu, tragi, iubire, că ne aud. Am belit pula. Asta e gagica ta, mă? E cea mai frumoasă femeie din care... Mă, prostule! Băi, ți-am zis el, nu... Eu nu știu care cu care să fie. Mă, poți să trag din greșeală în fractul? Aia e Elzai... Se iau de poliția. Auzi, bă, Emir Regle, stai cu minte cu arma aia. Emir Regle? Băga arma înapoi, Daniela. David, băgați armele înapoi, vă rog eu frumos. Băi, ascultă-mă aici, fii atent. Uite-te în ochii mei când vorbesc cu tine, uite-te pe pereți. Ia. Dacă vine gardă luată asta... Și fii atent aici, spun. Pe tine te caută, nu pe noi. Aha. N-ai, te duci în baie, nu te duci în baie, te duci în camera de aici, din camera aia, nu dai... Da, bă, acolo, mă duc acolo, da? În camera aia, ai luat ăsta, dacă a intrat garda peste tine, bă, nu noi, ascultă-mă ce spun, nu noi, garda, ține minte, ai înțeles? Nu noi. Mă, prostule, tu-i dai... Bă, tu ești în pila cap, băi, de stai, nu, David, pleacă de aici. Băi, am o idee mai bună, stați așa. Nu ai nicio idee mai bună. Mai bine puneți niște explozibili pe mine, pe aceea și ies eu direct. Hai, gade, japoneze! Da, da. Nu, Fonfi, nu. Știi Bruno, ce înseamnă? Să trag la muie! Bă, tu ești nesimțit. Glumeam. Sindromul. Măi, nu vrea el să spună, măi. Hai, fac gura, poligon! Muie. Glumeam. Păi, nu zice... Dar nu. Fără morți. Zi de vii. Putu-ți vii, măti, în gât. Da. Să vezi ce înculești tu mie viadă în pizdă. Băi, ascultă-mă, fii atent aici. Da, m-am înțeles, armă, poliție, nu, cameră. Nu, lasă armă, că tu ești handicapat, poate ne omor dracu, ne tragi un glonț că ești handicapat. Cum? Dacă a venit garda, ai fugit sus în camera, ai înțeles? Fii atent. Și vin cu tine să mă asigur că nu zici nimic. Bine, vii cu mine, mi-l bagi? Da, pur. Haideți cu 5.000 de like-uri că mă supăr. Încă am ei din pizdă, chiar de sânge. Dacă, auzi? Am văzut că se vede ceva la cur, ciudat la tine, dar cred că ți-a rămas un dop de la fixativ în cur. Da? Da. Auzi? Vrei să-mi-l scoți tu? Sor mea, am înțeles. Sus, jos, bine, gardă, dacă pac, dacă e poliția, deci dacă vine poliția cumva pe aici, tu du sus, nu scoți un sunet.
Nu mă interesează, spui mâna la gură, nu știu, să nu faci asta cu sindromul, că de dai greu. Leagă la gură, facă și asta. Stai, fă că mă uit pe OnlyFans un pic, chestia de punct așa. Faci OnlyFans? Da. A făcut video chat. Ce-ai făcut, domnul, video chat? Da, da, video am avut doi arăboi, am avut doi arăboi, dar mi-a băgat ceva în mine. Da, da. Băi, băiatule. Aveam fantezii de-alea cu stejar, cu de-alea, cu de-alea. Stejar? Nu, deci, nu, deci ce spune el că își bagă pula și că te fute și toate astea, Daniela, nu este adevărat. Nu este nimic adevărat în ceea ce spune el, ai înțeles? Oricum nu-mi e frică de el. Păi de noi, nici noi el vede ce să-ți fie frică. Stai liniștită că nu te fut. Încă. Nu mi se scoală pula la tine, nebuno. N-are ce să ți se scoală, du-te dracu. Să vezi ce abuz îți dau. Vine în place. Deci vreau să-ți zic ceva. E virgin, el n-a făcut. Tu stai, vă arăt, tu stai și mecheu. Ia vină, mă face. Ei, baba. Davide, îmi dai voie să... Davide, fă-ți talentul. Vină în coamă să ne futem cu ea. Mama mia. Ăsta-i de Revelion. Stai ușor, asta voi de Revelion. Ești bine cu metre? Băi! S-a speriat! Bă, ne-a tăiat aia curentul? S-a speriat! Hai sus, de luță, de mari, hai sus! Măcar nu s-a întâmplat nimic, a fost de Revelion! Păi ce s-a întâmplat? Ai zis să nu vorbesc în pizdă! Păi da, de la un event din garda, aia a fost, am apăsat eu din gard. Familia mea s-a pogărât mascații așa dintr-o dată. Fă, ce dată suntem dat cu artificii? Nu știu. Hai că-ți arăt eu, ia vină cu aici, hai că-ți arăt eu. Nu știu unde-i Poca. Vină cu aici, vină cu aici, arăt-o ceva. Ia vină. Poca! 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 Da. Ce faci, măi, omule? Îmi fac poze. De ce nu stai cu mine? Ce-i cu tine? Nimic. Serios, începem iar. Nu, lasă-mă. Bă, nu știu cum să vă zic, dar s-au auzit sirene. Unde? Ce sirene mă lăsau? Sirene mă. Stai acolo, stai. Du-te în cameră, du-te în cameră înapoi. Vom foitele, vino cu aici. Du-te în cameră înapoi, dar era vino cu mine. Unde să vin, fă? Deci, nu, tu de fapt du-te și ține gura lui nebunul ăla. Am plecat, am plecat, am plecat. Du-te, 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 du-te. Zici că e la Andreea și de familia de... Taci! Intră! Tu-s Dumnezeu, mă! Nu! Nu e nimeni acasă! Banci! Bună seara. Bună seara, ce s-a întâmplat? Chestor Moise Alexandru Ionuț de la Poliția Română. Spune, ce s-a întâmplat, vă rog? Ne scuzați că deranjăm la ora asta târzie, dar... Se uite sorna la serial, iertați-mă. Dă-mă televizorul. Da. Bun, ce voiam să vă întreb, să nu vă țin mult. Avem un dispărut, un hoț care a furat de prin zonă. A avut o pradă foarte ciudată și o să vă enumăr exact ce băieții, carnețelul ăla, îl mai aveți? La mine, în geantă, ce ați făcut? Da-mi te rog, repede, că vă enumăr exact ce s-a furat. Na, poate ați văzut pe cineva care deține chestiile astea. Ia, dă-te-o. Da, ce putu-s tu, tata, că te omoră? Da. Aha, deci avem așa. Trei seturi de termopane. Ce-a furat? Trei seturi de termopane? Două uși. Niște lanțuri și niște cercei de asta de argint și de aur. Da. Că s-a dat o spargere odată la magazinul de asta, cum se zice, de bijuterii, că mă bâlbâi, domnișoară, mi se pare așa ceva. Și a spart o casă și din ce am înțeles s-a furat și o oală cu sarmale. Îmi pare sincer. Nu vine să cred. Ați văzut sau pe cineva prin zonă? Am suspectul... Suspect nu, sunt cu soțul meu negru. Aici. Soțul meu, Poca? Iubirea mea, vine un pic. Vine un pic. Vine încă aici. Da, să trăiesc, bună seara. Bună seara. Caută un suspect, a furat termopane, uși. Aoleu, ce s-a întâmplat, domnule polițist? Ea e sora mea. Are niște ochi... Bună seara. Deci, ați fost toți trei acasă, să se înțeleagă astăzi, nu? Da, nu, n-avem. Nu mai e nimeni prin casă? Nu, sunt doar televizorul. Vorbește. E televizorul care l-am lăsat sus și mai e frate la... meu, mai e frate meu, dar face tuș. Da. În rest sunt eu cu soțul meu, cu sora mea și cu soțul ei.
Da, da. Bun, vă rog în seara asta să aveți grijă că da, suspectul... Da. Vă dau exact detaliile care s-au văzut pe cameră. Spuneți-ne cum arată mai exact. Asta vreau să vă zic acum. Okay. Deci, suspectul are o căciulă neagră. O pereche de pantalon de 3 sferturi. No, n-am văzut, nu. A, niște ochelari mari proeminenți. Da. Vai, de capul, da. O să duce la cineva. Buză mulată așa pe piept și o pereche de șlapi cu șosete albe. Nu știm, nu, că nu. Nu e, nu, nu. Detaliile fiziologice nu le-am văzut, adică de ce față are sau legate de așa. Nu, dar... e, nu, n-am nu, chiar. Nu, știu, nu. N-am ieșit din casă. Da, vârstă, au vârstă, a, așa da. Că na, poate, na. Cam ce, la ce vârstă vă gândiți dumneavoastră care avea, nu știu. O medie undeva la 20-30 de ani. Oh, nu. Cunoaște noi ăsta, Puc? Nu. Nu, nu, nu. Cum vă numiți dumneavoastră dacă nu vă dumneavoastră? Trebuie să luăm niște date. Izabela de... Căldare. Izabela. Aveți un buletin? Desigur. Vă rog. Să trec aici, așa. I-am zis că ești la baie, da? Dar ce sunt? Băi, Gogule, du-te-n tempișul. Izabela Căldare. Așa. Rămâi, diversiune fria al dracului de handicap. Rămâi aici! Da televizorul ăla puțin mai încet, Danela. Da, iartă-mă, fă televizorul tot să ce stau aia. Ce? Ha? Ha? Ce? Ce? Colegi? Scrieți la telefon, soțul meu. Da, vorbește la telefon. Se aud niște sunete ciudate. Da, păi televizorul a prins și vorbește la telefon. Băi, domnești. Sutu-ți mor. Rău frumos să rămâneți aici un pic jos. Haide, colegul? Domnule, dar nu-i... Mergeți în față, mergeți în față. Colegul, rămâne aici? Polițai, domnule polițai, rămâi este... jos aici, puțin. Ok, ok. Fuck, my shit. Cocule, vino cu acei. M-am ascuns. Ia, vezi, scoate taser-ul în cazul. Sigur nu mai e nimeni în casă? Nu, nu, e doar soțul. Eu zic să ieșiți afară. Vedem acum. Ieșiți afară. Cu mâinile sus și vă întindeți pe burtă. Acum nu se întâmplă nimic. Vă rog frumos, ieșiți... A, domnișoar, deschideți ușa. Deschideți ușa. Deschideți ușa, vă rog. V-a rugat să rămâneți jos. Nu vă temeți. Auziți, am văzut eu mai multe pulă la viața. Domnule polițai! Domnul polițist! Domnule, tehniți pe burtă, frumos. Nu mai poate. Îmi este rău, îmi este rău. Stai acolo. Vă chemăm un echipaj de salvare? Da, vă rog, vă rog eu mult, mi-e rău. Dați-mi stație, dați-mi stație, vă rog. Bun, de ce uitați, stați cu mâinile sus? Uitați, uitați ce ai acolo, uitați, uitați. Domnule, cred că mi-am adus aminte, cred că mi-am adus aminte. Ce mi-ai domnule mie șobolanii tăi? Șobolan, șobolan. 692, băgați-vă, domnișoară, căruia i s-a făcut rău. Ești nebun la cap, dar ce-ți-a venit de ardeare? Acolo, 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 acolo. Acolo, uite-te, domnule. Domne, vă rog frumos să vă întindeți pe burtă cu mâinile la ceafă. Da, vă rog frumos, da, foarte respectuos. Auziți, nu vă supărați, dar dânsul parcă făcea baie. Ca să nu existe complicat. Păi, doar ce am ieșit din baie. Cu geaca pe el? E frig la noi în casă, domnule, nu mai avem... E frig, eu vă spun sincer că mor de cald. Ia stați așa un pic. Vă că... Avem probleme cu frigul, cu astea. Deci, pe mine mă doare rău de tot spina, înțelegeți? Eu de-aia mă... Păr uscat, zici că e... Bă, ești nesimțit, mi-am stat... Scuzați-mă. Știți că... Da, stați așa, ia dați-vă puțin aici la pute. Nu, e nimic acolo, acolo e dressing-ul, e dressing-ul nostru, nu nimeni, nu e nimic. Nu, e nimic. Un pic nu, 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 ieșiți afară, ieși afară, ieși afară, ieși afară. Toată lumea afară, toată lumea afară. Te pui pe burtă cu mâinile la ceafă, acum. Stai pe loc și nu te miști, colegul. Toată lumea afară din cameră, am zis. Domnul, domnul Chestor, veni și ține taser-ul. Nu te mai mișca, nu te mai mișca. Voi fi nevoie să aplic forță dacă te mai miști. Hai și dumneavoastră, domnul. Stai pe loc, pune mâinile la spate, mâinile la spate să te încătușez. Hai, ridică-te, hai că te ajută, te iau de mână frumos, te ridici, hai, sus. Mi-l sugi? Ah. Poftim? Nu, nu. Ce-aș zis ăsta, mă? Mă duc. Scoate-l afară. Ia uite-l hai. Frumos ăsta, ia uite-l. Șlap, pantalon 3 sferturi, maletă mulată. S-a făcut mulată. Botezatul direct aici. Botezatule, te-a apucat de poliție de direct. Hai, ieși pe ușă frumos. Da. Păi cum ies? Ia, cu dumneavoastră trebuie să rămân să discut. Culcat! Hai, hai, hai. Culcat a zis, nu? Stai așa. Mă ieși ție, mă ieși mie, dar mai mult ție. Poftim? Danela? Frânge din ureca? Aici mă, că mă transform în lupă acum. Domnule, da, chiar, nu, nu, nu,
serios, acum nu mai... Nebune, nebune, are probleme cu capul. David, David. Are probleme cu capul. Mai dau un cap în gură! Vă rog frumos. Ce ați făcut, mă? Lege, eu zic să-l puneți. Să-l pune să face ceva. Hai de dat, scoateți-l afară pe ăsta. Hai mă, băgați-l în mașină și rămâne. Domnule polițist, este fratele meu, nu puteți să-i faceți lucrurile astea. Auziți? Deci serios acum, alți oameni au mai furat. Au furat lucruri foarte importante și lucruri foarte, foarte valoroase. Credeți că el că a furat o ușă și... Ascultați-mă, domnul polițist, mă ascultați? Da, vă ascult. Putem să rezolvăm noi cu banii la ce a furat el și putem să-l luăm noi în grijă. Știți care e problema? Cea mai gravă? Care? Nu e problema că a furat, e problema că ați ascuns un hoț în casă. Dar n-am ascuns niciun hoț, pur și simplu. Dar noi nu știam că era în casă. Dar noi nu știam că a furat, probabil că a intrat pe ușa din spate. Dar nu, noi nu știam. Eu când v-am întrebat, stați un pic, eu când v-am întrebat pe dumneavoastră, dacă ați văzut pe cineva, mi-ați spus că nu, da? Corect? Da. Dar eu nu știam că sunt aceleași detalii pe care le vedeți. Hai să vă spun o treabă. De unde am dedus noi. Eu v-am întrebat să vedem ce s-a întâmplat aici. Domnul, în momentul în care a plecat, de ce s-a gândit el cel mai bine? Să ia și el un scooter de la Glovo cu GPS pe el, să vină până la voi și ia ziceți unde e scooterul. Unde? E în fața porții, domnișoară. Iertați-mă. E în fața porții, ne-a adus direct aici, noi am venit să vă întrebăm tot frumos. În cazul ăsta arestați-l pe el și noi n-avem nicio treabă. Stați un pic, că avem altă problemă acum. Noi v-am întrebat, ați văzut pe cineva și nu e în spate, da? Deci scuterul nu e în spate, e în fața porții, până am intrat noi. Dumneavoastră ați ascuns suspectul. Doamne, poate a lăsat scuterul acolo pentru diversiune și a intrat prin ușa din spate, că noi lăsăm ușa din spate deschisă. Oricum nu-l suportăm, puteți să-l luați. Da. Nu, vă, că am trebuit să mergeți cu noi la secție. No. Mergem, dăm o declarație. Da, veți fi cercetați penal pentru ascunderea suspectului în casă, așa ca idee. Fonfi! Am eu sarmale de ei. Fonfi! Da, mama mea. Aha, mă, că te scot de aici, ați promis. Ce să mă scoți, dracu? Suntem suspecti, că suntem... Să ascunzi armele alea de la furat, da? Auzi? Auzi? Ai nevastă? Da, domnișoară. Da, domnișoară. Ia zi, dacă îți dau și eu așa ceva, așa de vine Crăciunul, vine, știi? Poți să îi dai și tu drumul să scoți cătușa și nu ne mai vezi? Unde e ăla? E mașina? Aaa, șpagă? Calmați-vă, vă rog frumos, țineți distanța față de sus. Ajutor! Ce-au zis? Coboară din mașină. Dați-l pe ăla afară, că îl bate pe ăsta de aici. Coboară din mașină. Da, da, da. Dacă zici că-s complicele tău, mamă. Bă, stai urechile, înțeleg. Ce-a zis ăsta? Cine ce-a zis că n-am înțeles? Nu, are sindromul Turet, domnule. Nu, da? Nu vorbeam de fratele nevastră. Stai liniștiți, mai spargere. Domnul ăsta mă înjură. Ia uzi. Mă înjură. Ce problemă? David, încetează, știi foarte bine. Ăla roșu stă de șas, mereu. Aha. Acționăm la pont. Eu nu-l cunosc, nu este adevărat din ce zice, nu-l cunoaștem. Tu te mafia, tăițel! Ascultați-mă, domnul polițist, nu-l cunoaște nimeni. Nu suportă dacă nimeni. Ai bunuri ca să cheamă-ne pe noi. Mafia ta este. Am înțeles. Nu, nu are sindromul Turet, lăsați-l în pace, e handicapat. Are problemă și nu handicap de vă zic eu noastră, e handicap. Să aibă un handicap să nu mai poți să mai vorbească. Dar dacă crede că ne-a luat banii de cuie. Liniște. Ați auzit? Liniște acolo. Plantăm. Are handicap pe o să cap. La muzică. Înțelegeți? Adică la cap, handicap la cap, este o boală. Are sindromul Turet, el nu știe ce. Vă asigurăm că știm ce are sindromul Turet. Are și Alzheimer de la. Care și măsa. Lasă că vedem dacă are sindromul Turet sau nu. Mergem la secție. Îl auzi foarte bine. Dacă se poate, vă rog frumos să vă... Asta a venit aici să facă ceva. Nu se întâmplă nimic. Vă rog frumos. O secundă. Colegi, aduceți voi o mașină, vă rog frumos, de la secție, da, da. Să plece, nu să dea pe stație, să facă ceva, că sunt cam mulți. Bun, până atunci o să mă urc mașina. Nu, te rog frumos, dacă te mai urci o singură dată în mașină, cred că ne supărăm tare. Tolește-te. Da. Da, auzi, mă, să cobor. Coboară din mașină, David. Ieși din mașină imediat. Domn polițai, am recunoscut fapta și mă gândesc la alta.
Păi, de capul și de zilele. Ia spune-mi, cum se numește domnul? Că am înțeles că e fratele dumneavoastră. Nu e. Fonfi? Fonfi și mai cum te cheamă? Ia zi. Căldare Fonfi. Căldare Fonfi. Fonfi, vai de morții mei, eu sunt. Domnul Fonfi. Eu cheamă și Căldare. Păi dacă e frate meu. Vreau să-mi schimb numele. Naun. Păi te schimb numele de tot, domnule Fer. Nu. Eu am intrat în ebracție de aia. Prin ce? Tracție, nu? Prin ce? Branșament? În bracție, d-aia. Prin conductă! Da, fă, ca șopălare! Domnule, eu... Capul blond d-aia! Ia, și cât are? Are pizdă un țăl! Vă rog frumos, fii și morții, puțin afară. Ia stai așa, mă, că morcă mașină. Morții, ai dat de morți? Ia, dă-ți-l da. Afară. Ia, dă-te mușa, hai. Că mergem cu cealaltă mașină. Ieșiți puțin în mașină, vă rog. Mama, veniți sfatul. Unde, cine? Te iubesc, Dar ieșiți puțin din mașină, vorbim. Păi cum, mă, că e ușa nu închisă. Nu poate să iasă singur el. 9 secunde. Agitul portierul. Ajutați-l să deschide ușa, sclav. Da. 9 secunde. Dă-te de lângă că-l scot eu. Are sclav, băi. Fute vânt. Fă, tu taci dreacul din gură. Windfucker. Du-te dreacul dacă n-am mergător. Îl scot pe Fonfi de acolo. Ca vou. Vă este frig, domnul Fonfi? Nu e, vă zic eu că nu e, nu o să fie plic nici la mitinica. V-ați pisea, stați așa un pic, înainte să vă... Da. Bun, lasă-mi că vorbim și de ocraj. Te rog frumos. Să-l văd dus odată pe sărăși. Cominte, da. Îl moșc? Nu, stai cu minte. Să-mi promite, mi-ai promis că o să fii cu minte. Cominte, ca cățeaua lui părinte. Deci, nu te-au ascuns în... Te-ți pun întrebări scurte și pe urmă mergem la secție, da? Ok. Nu te-au ascuns în casă, nu? Ba da. Nu! Domnule, nu, rog, nu e adevărat. Acolo. Am cerut liniște. Deci, ai zis că te-au ascuns. Bun. Pe cine ai sunat să te ascundă în casă? Pe aia. Aia care? Care aia? Întoarce-te și arată-mi eu cu limba. Cu limba? Întoarce-te și arată-mi eu cu limba. Ai fantezii nebunule. Ce mă zi, hai, că eu sunt. Ce vrei? Nu asta, cealaltă. Futu-s Dumnezeu. Pe sora dumitale ai sunat-o, da? Stați pe lovă, rog frumos, domnișoară. Bun, hai să discutăm restul la secție, să vină hai, colegul cu... Dar noi nu putem să rămânem acasă, că noi chiar n-am făcut nimic. Bă, noi putem să rămânem acasă, noi vrem acasă. Nu, domnișoară, nu, că a dat domnul niște detalii foarte importante. Noi chiar n-am făcut nimic. Voi sunteți complici? Eu sunt nevinovat, arătați-mi pe ei, lăsați-mă să plec eu. Nu, cum e? Ce, mă? Mă, dar te gândești de două ori că eu am încercat să-ți iau apărarea și tu ce pula mea faci? Bun, deja s-a recunoscut că ați fost complice. Și ți-am zis o să-mi ia apărarea? Da. Hai, urcați-o-ți, vă rog frumos, să nu mă spun. Domnul Fonfi, doamna Izabela, domnul Coca. Du-te-mi! Da! Aia dreacu cu măta. Hai, cu măta, mă, cu măta din coșul. Un coleg de-a meu și domnul Coca. Cu partea ta de măta, nu a mea. Un coleg de-a meu și domnul Coca. Frățiorul. Dani, nu vreau să stau, băi, pute vă. Hai, coleg și domnul. Frățior. Ok. Da, aceste saci de cartofi de ne bași pe toți în mașina asta. Liniște. Nu pot să mă urc în mașina liniște. Asta. Nu vă urcați în mașina asta. Se urcă doamna Izabela. Ah, urcați, bă. Uite-te la mine. Doamna Izabela. Uite-te la mine. Putem să luăm și pe blondă? David, da, suflet. Jos, David, o luăm pe pulă. A, bagă-te aici. Dă-te, David, de acolo. Eu vă aștept acasă. Nu, că o să mergeți și dumneavoastră. O să vă aducă colegii mei de mașină și mergeți și dumneavoastră. Aoleu, dar n-am poarta închisă asta, ușa. Așa, că se închide automat, nu vă temeți. N-am... așa. Închide poarta! Mergem la boa? Nu mergem la boa, domnul Fonfi. Dar unde mergem la... acum? Mergem acum da, să ne distrăm un pic. Mergem să ne jucăm, dar... La păcanele! Mergem! Jucăm, frați! Vezi-mi tu mie, domnul Fonfi, ce... E așa că te duc undeva să te întreb o chestie, să te întreb dacă recunoști zona asta. Stai așa. Nu aici, a? Magazinul ăsta, îl recunoști de aici, din stânga? Da, nu-l recunosc. Recunoști sau nu-l recunoști? Ăsta din stânga? Ăsta din stânga, aici, cu ușile deschise de sticlă. Avea niște cercei frumoși aici, odată. Și cu ei făcut cadou? Lua asta blondă. Minte, nici nu-l cunosc de prima oară. I-a dat la bărbatul, i-a băgat la maret. Ăla cu tăiței în cap. Da. Care tăiței, băi, că tu nici tăiței în cap nu mai ai. Eu. Fichele, domnișoară, de la bolă, de ce trebuie să fiți... Da, dar nu-l sufăr, nu... Da, e bă, să preface, domnul polițai, n-are nimic. Nu, să moară tata. Asta o să aflăm la secție. Da, da. Eu am tată? Nu mai avem tată, Fonfi. Ia uite-l, uite, ăla e tata? Murit? Tata, că tu e la coșciul la 2 metri sub pământ. Mamă, ce bătaie o pișare.
Nu, fă, că n-ai ce să discuți cu ăsta, fă, n-ai ce dracu să discuți, mai bine, uite ce dracu... Mai bine mă las o fut. Nu, mai bine te lăsam dracului acolo și nu-ți răspunde la telefon, m-am mâncat... Mai bine îți taci dracu din gură. Nu, mai... deci m-am mâncat în curs să-ți răspunți la telefon când aveam o viață atât de frumoasă, acum ajung pe la secție, ce dracu mai pățim și toate lucrurile astea... Ia auzi, fă, nebuno, viață frumoasă. N-aveam chiar viață foarte frumoasă. Da, te prostituai pentru ăla, viață frumoasă. Bine să-i prostitua, băi, băi. Unde-ai dat boală, că mă piși pe mine, stai un pic. Poți să știu și eu unde să nu te piși în mașină, cred că te bat. Fă, fi, fi. Ieși afară, că te omor, dați-vă jos. Acolo ăsta pișat, dădeți-vă. Ieși afară, că te omor cu mâna mea. Păi pe unde vrei să-i... Seara, că-i seara toată seara. Seara, domn. Fonfi, dacă, mama, deci dacă nu ții cu noi și spui numai căcaturi pe gura aia, jur că stai o bere gata ție. Da, gata, gata. Promiți? Da, promit. Promiți că nu spui mergeți nimic? Și vedeți. Hai, veniți două după polițai? Da. Am glumit, ei sunt nevinovați. Lăsați că discutăm, mergem la... A, stați așa un pic. Ori sunt vinovați, ori nu sunt vinovați. Exact, exact, nu știu. Eu zic să-i punem la testul ăla cu parapolnica. Ah, uite ce idee bună. Băi, deci idei de la... Deci idei din asta n-am mai luat de nicăieri. Testul poligraf. Să-l întreb ăsta în roșu dacă ia pastile când fute. Că ăsta nu se scoală. Da, să vede pe fața. Bun, hai să-l întreb ăsta dacă poate să treacă cât fa. Haideți, colegii, mergeți și duceți-i pe ăștia. Că eu mă duc să fac un pic de curățenie în mașină. Hai, veniți după mine, domnii, veniți. Duceți-i jos că vin și eu. Bună seara. Nu, nu, nu. Cred că v-am lăsat. Putu-s s-a pișat la mine mașina. Stai așa, stai aici. Putu-s. Nu, Izabelo. Așa, frate. Da, fă, uite, în loc să dormim, în loc să... Așa. Da. Mă, nu-i după un parcare, mă, nebunul, dar ce faci? Păi ajungem mai repede pe acolo. A, da, hai. Hai. Dar ne fuțuiți de colo-colo, de serios acum. Dacă nu știi să ai ascultat nici indicații. A ascultat băiatul ăla, de-l făcea să handicapat. Asculta el și a înțeles că pe jos. Păi, măcar el a înțeles. Na, frat, na. Așa, frat, să-ți mai ai, Zabelo. Să fii spus adevărul, aia să faci. Dar și-mi pare rău, ce vrei acum să fac? Nimic, să stau la pușcărie, aia să faci. Pe aici, alo. Gara. Păi, gara, lasă-o dracu, mă, dar voi chiar nu știți, mă, să ascultați, pe bune, sunteți surzi? Haideți pe aici, domnul Șarai, Zabela. Bă, vină, mă, coace, mă. Să nu tapă nasul în cur. Mâna pe pulă? Ai răcit, fătu-te în gură. Ha! Au, știe glume, mirengle. Mirengle? Ba acolo, pe așa. Încetișor. Mulțumesc. Ce trăiești, colegul? Vă ascult. Am zis să trăiești. Auzi, fă? Avem de discutat după popor. Că nu stați în celulă, mergem și discutăm. Fă, curvo. Hai, familia, să stea aici în celula mare și... Dar de ce ne băgați în celulă? Adică, serios, acum n-am făcut absolut... Dar cu ce credeți că sunt atât de agresivă încât să mă băgați într-o celulă? Bun, vă rog frumos, intrați, stați pe bancă, liniștiți-vă, că nu va agresa nimeni, nu va acuza nimeni deocamdată. Ia pune și mi-o deocamdată, dumneavoastră, puteți să fiți doar niște compiți. Ia și mi-o chirare de la spate. Intrați în celulă, respectați procedurile. Ce interesant. Ok. Este un protocol pe care trebuie noi să-l respectăm. Eu sunt? Hai și tu, geacă roșie, intră acolo. Preapărarea mea, bă, t-a vrut. Pot să stau cu el în celulă, vă rog frumos, să-l calmez. Momentan eu noi discutăm puțin cu el. Bine, gata, gata, gata. Ia uite, fă, am venit de unde am plecat. Cu ești aici, te rog, așa. Da, da, nu e să ne încuică. Suntem animale, dracu, mușcăm de ne încuică. Hai, mă, și tu intră aici în celulă asta. Hai, mă, și tu intră aici în celulă asta. Uite aici. Bun, pregătiți sala, eu mai discut una alta cu ei, pregătiți sala de acolo. Una altă discut eu ceva cu ei. Eu vreau un avocat, nu știu cum să zic. Acum pot să cași pe tine la propriu. Pentru chestia asta, dacă eu sunt nevinovată, da? Nu știu ce am auzit, dar cred că n-am auzit bine, cred că am ceară în urechi. Ai ceară în urechi când e vorba de avocatură, nu? Fonfi! Fonfi! Da, baba mea! Să nu zici nimic! Bravo, Izabela! Bravo. Da, aha, am vrut să fac și eu ceva ca lumea. Te aplaud, deci te aplaud, ai un suflet incredibil de mare, dar știi cum se zice, când ești prea bun în viață. Încă nu-și dă seama ce faci. Să te ling la sub braț? Mi-a transpirat sub brațul. Ce mă, să te ling? Pirea aia dreacu ai patru urechi și n-aude niciuna bine. Te ling. Mă,
Colegii, nu știu, eu cred că într-adevăr are o problemă, băiatul. Au probleme mentale. Da, auziți, domnișoara Izabela, că zicea ceva de o problemă, sindromul tablet, tau, cum ai zis că se Tauret. Cheamă? Tauret? Tauret? Tamburel. Nu este Turet? M-a luat la mișto? Nu este Turet, domnișoară? Am mai împins mult în gardul ăsta că-mi bat pula în gura ta, făc. Târfa, dracu. Ia-o pasta în gură. Vă ascult. Deci, cum a zis că... Sindromul Turet. Ok, sindromul Turet. Da, ea are niște ticuri, scoate cuvinte aiurea pe gură. Ea a fost sau în el? În regulă. El. Zis ea. În regulă. Așa, cum ați ajuns în punctul ăsta în care v-a sunat pe dânsul să pleci, că ne ocupăm și v-a spus că, sau nu v-a spus că a furat? Spuneți-mi tot cap-coadă. Da, exact cum s-a întâmplat, pentru credeți-mă că dacă sunteți sinceră, eventual mai reducem din pedeapsă sau nu pedepsim deloc. Vedem ce facem. Ce trebuie să zic, am uitat. Am uitat ce trebuie să zic. Ce s-a întâmplat astăzi? Ah, astăzi m-am trezit de dimineață. Ce spus, domnule? Al de David cu al de Daniela se certau pe facturile cine de sunt David, cine sunt Daniela? Da, Daniela e fata de ei și David e soțul ei, băiatul roșu. Se certau pe facturile de la apă că au venit 50 milioane, că se spală ăsta prea mult, dar tot de... A plătit-o mai puțin. Ia-o. Ce puțin? A venit un client care avea cupon dacă de reducere. Dacă ală nu se potolește, domnul David, liniște. David? Domnul, da, îmi face semnul David cine. Mai, domnul David, și mai cum vă numiți dumneavoastră? Am înțeles. David, vai de așa, da, deci ne-am certat pe facturile de-au venit. Facturile de-au venit? S-au certat ce s-au certat, au vorbit cu ăștia de la... Nu e flec, mă, e fixativ. De la... ăștia cu apa, de ne curge, vine apa prin conductă. Conductă, da. Conductă. Mm-hmm. Așa, s-au certat pur și simplu, după care mă sună frate-mi, cu care n-am mai vorbit de vreo 4-5 ani, deci nici nu mai știu. Și spune că are da, nevoie de ajutor. Da, și vine în casă și mai spui iubirea mea, da, fratele meu, da, iubirea mea. Dar mi-a vorbit de 5 ani. Da, bă, tu băi, ești nebun la cap când i-am zis eu iubirea mea. Vezi că delirezi din nou. Ia vezi. Așa, și i-am spus că îi ofer ajutorul. Dar nu știu că o să ajungă la punctul ăsta în care să ajungă. Dar v-a spus că a furat sau nu v-a spus? Nu. A zis că vine în vizită sau cum? Nu, mi-a spus că a furat. A zis că vine vizită la mine, nu că a furat. Da, a venit, v-am spus, eu l-am văzut că a venit cu scuterul, adică l-am văzut pe GPS. Dar nu știu, eu nu știu asta, da, nu mă apar n-am. Care și acel scuter este furat, așa. Nu știu. El a venit doar în vizită, că înainte de Crăciun trebuia să vină, dar a venit acum, că după pleacă, adică pleca. Culmea e că... Mamă, dar face gălăgie băiatul ăla acolo. Cred că are sindromul Turet și ceva probleme la mansardă. Handicap locomotor. Dacă era locomotor, domnișoara Daniel, dar cum ați spus că vă numiți? Daniel, mă, luam ei pizza în gură. Aha, ultraj. Și aici îmi poate. Okay. Ultraj? Să vezi ce ți-l ultrez eu. Du-te, dracu, că te nu cred că mi-aș dori. Du-te, pula mea, de aici, de ură, du-te, dracu. Și dumneavoastră aveți sindromul Turet? Știți care era cea mai ciudată treabă? Faptul că, vă spun așa, ca și idee, nici măcar n-a sunat alarma de la magazin, nu știu cum s-a întâmplat, dar a sunat băiatul ăla de la Glovo și a spus că i-a rămas camera de la scooter, a rămas pe ăsta. Fofi, e adevărat? Futu-s fofăin. E adevărat? E adevărat? E adevărat că ce? Ai furat scooter? Scooter? Eu? Nu. Vedeți, domnule polițian, e adevărat? Nu a furat, domnule, nimic. N-a furat nimic. Și dacă mi-aduce băiatul la cardul și ne uităm pe camere? Fofi, zi adevărul, e adevărat? E adevărat că nu e adevărat. Na. Domnule, cel mai ok să-l băgați la... Pârnaie, pentru totdeauna pe detectorul de minciuni, dacă tot... O să iau și lui o declarație. Da. Dar nu e în stare să lege dracu două cuvinte și-ți las declarația, ți-e nebunit. Nu știe nici să scrie și nici la școală nu prea ți-a dus. Mm-hmm. Na, nu că m-am dus eu mai mult, dar... Am dus-o noi și cu... din ăștia mai răi. Nu, vă rog frumos, nu. Oameni cu atacuri de panică, cu schizofrenie, cu... Ia! Spune-mă. Haideți că ne auzim imediat. Băi, ăsta cu pălărie! Zi frumosule, ok. Ce crezi că am să zic dacă îmi cer bani pe muie? Pe muie! Muie și ție și ăla. Ferească Dumnezeu. Domnul Fonfi. Deci ne înjurie. Lasă-l mă, dă-i pe ce am zis că are sindromul Tauret să pun dreapă și ăla. Și-am și pula mă. Dacă tu mă dorești.
Te iubesc. Și eu te iubesc. Și eu mă iubesc. Da, tu nici noi pe tine. Suc pula. Vă rog frumos să păstrați un limbaj de cem pentru că cred că nu din gură o dată, băi. Du-te, dragule, la hașa ne mai bupa mâna la manechin. Aia doi bulangii cu gleznele goale. Taci, mă, din gură. Băi, ești peste tine. Bă, te bat. Și eu... Vă rog frumos să nu mai amenințați. Și eu intram până fracție, mai am rost. Bă, te bat, n-auzi. Aha, cu sora Dumitale. Hai zic ceva. Mai multe informații, vă rog, vă rog. Minte, minte, minte. Mă rog, Noroșu, vreți să vă zic o chestie? Da, jos de la mâini, da. Tot ce spuneți dumneavoastră se poate folosi împotriva dumneavoastră. Nu stă, domnul polițist, eu v-am spus. Vă recomand să nu mai amenințați lumea. Minte, domnul, ce fumezi, minte. Ce fumezi, bine, o să vedem dacă minte sau nu. Nu e bine, nu-i vorba că am eu ceva putin, dar dă-i un Ken. O venim în fratul ăsta și ce faci? E frate meu! Da, mă, bine, mă, după nu stăm la pucere din cauza lui. Bă, tu ești conștient unde am ajuns în cauza lui fractul, băga mea și nu-i vorba de asta. Uitați-mă, odată vă cer ajutor. Dar cum poți să, dar cum poți să-i spui că e frate soarele meu și spui după aia mie îmi spui că n-ai vorbit cu el de 4-5 ani. Dă-i și țigară. O să-ți explic totul, dar lasă-mă să-ți explic după tot ce se, după ce scăpăm de aici, bine? Dar te iubesc. Și eu te iubesc, dar te rog să încetezi, îți spun sincer. Dar mă enervează, mă, dar termină. Te rog! Așa. Ați primit și țigară, văd că foc aveți. O ultimă țigară, rămasă pe noapte. Da, de ce-i dați țigări, că nu vă înțeleg? Că am nevoie niște informații, ați mi-a cerut o țigară, să-i dăm alea jos de la mână. Fofi! Ia veniți, că vă dau și informații dacă ne scoateți afară de aici și luați de pe... Futu-s fonfăiar! Păi dumneavoastră nu înțeles legați la mână. V-am luat declarații. Da, da, i-ați luat, i-ați luat prietenii mele, nu. Nu, dar nu mai fi așa. Doar sunteți într-o cameră. Ia spuneți, domnul Confi, deci, din ce am înțeles că procedura urma în felul următor. Așteptați o săptămână, ați filați magazinul sau casa respectivă, intrați prin infracție cu sora dumneavoastră și pe urmă ce se întâmplă? Ma? Ce care, mă? Hai, cine a intrat prin infracție cu sora ce care cu munde? Vă rog să păstrați liniștea pentru o de declarație. Deci blonda acționa pe cont propriu la început. Se ducea, fila locul, ăia doi, lucram la pont și ei. Uite, ăia doi, boschetarii. Ce pont, băi, te crezi la pei? Băi, liniște când dă declarații. Păi, domne, ne jignește. Taci de gură. Am mai primul polițai care știe să scrie, mi-i domne? Da, da. Na. Sunt și castor, nu vă supărați. Ce ești, castor? Poftim? Ești castor? Chestor. Ce ăla? Chestor, domnule. Chestor general. Ah, da, nu știu ce înseamnă, dar e bine. E un grad mare în poliție. Hai, continuu. Ce s-a mai întâmplat? Ce, cum s-a mai procedat? Și eu intram, ei ieșeau sau nu mai ieșeau sau... Ori intră, ori ieșeau. Auzi, hai să lăsăm schemele... Deodată lumea mai ieșeau. Bun, hai să lăsăm un pic schemele astea. Ia zi-mi tu mie ce s-a întâmplat azi. Dacă vrei îți dau 6 numere la Loto Polonia. Diseară 100% ești. Ai la Polonia? Am. Dar nu mă, că eu joc Lucky Six. 3, 9, 17, 28, 36, 45. Continuăm, domnul. Despre ce vorbeam? Despre cum, ce s-a întâmplat astăzi dimineață. Adică de azi dimineață până în momentul în care v-am prins. Frații? Ăia doi zici că sunt prieteni, așa vorbesc unul cu altul. Ce să mă, că nu mai... Dar mare are probleme, trebuie să-l înțelegi. Hai, dar mă, da, probleme ca probleme. Eu cu sor mea intram până de fracție, ăia doi stăteau de 6. Bă, eu am înțeles schema asta. Tu zi-mi mie ce ai făcut azi. Minte, domne, astăzi, ce ai furat azi? Minte, fractul, să-mi faci la fractul. Am fost cu blond, da? Aha. Furat o oală de sarmale. Minte. Mănânci căcat cu polonicu, firea al dracu să fii. N-ai iubirea mea, fractul. Cate ar cancerul să te mănânci. Domnule polițai, să știți că fură prezervative și le mestecă crezând că e gumă. Da, da, e problema mea, nu vă supărați. Bun. Cum e problema dumneavoastră dacă fură? Bun, vreau să dau păi și o declarație. Fură prezervativele și le mestecă două ore mestecă la prezervativ. N-ați auzit că fură? Ia, liniște puțin. Să trăiți. Pentru că declarațiile surorii lui, da, cu care a intrat prima în contact și cu dânsul nu coincid, va trebui să facem un test. Da, mă lăsa și pe mine să vorbesc. Ia. Pe tine? Păi ce, eu pot să rămân gravit? Bă, da, taci, bă, dracu! Așa. Domnul polițist. Ia spune, ce să dai tu declarații? Futu-ți Dumnezeu. Futu-ți băi. Futu-ți. Așa, cancer să fie pe tine. Ia ziceți-mi, domnul. Domne, dar mult vorbește. Vă rog frumos, îi faceți ceva că mult vorbește. Tacă.
Vorbește cu pereții, cu... Nu parcă ați spus să... care sunt drumotoret. Da. Nu avem voie să-l agresăm dacă domnul... Domnul acela este bolnav mental. Așa, ok, și asta e declarație sau cum? Ascultați-mă, este bolnav mental. Așa. Vă pot demonstra pe camere de la casa mea, da? Că eu toată ziua am stat în casă cu toată familia mea, da? Cu toți patru. Ăla, obiectul ăla, că ăla nu e om, e un obiect. Neînsuflețit, sau un sufletit, cum vreți să-i spune de asta. A intrat în curul tău și de aici. A intrat în... Aoleu! Aoleu! Hai de capul! Am luat! Să moară familia mea, faci în plata, cotă 2.80. Nu știu. Dacă îmi dai mie arma, îl fac pe la bucă. Da, de aia. Așa, deci, domnul polițist, domnul chestor general, că știu că te-ți un chestor. Da, castor, hai. Poftim? Nimic. Acel dobitoc, că și-l mai jignim, a făcut boschetar și astea, da? Da, ok. În primul rând, nu este nimic din ce spune adevărat. Și în al doilea rând... Și în ultimul rând? Vă bateți pe la de mine, nu? Nu, scump. Vrea ceva mai departe. Mamă, ăsta e fractul. Ăsta e animalul de curte. Eu când v-am zis că ăsta nu este om, nu m-ați crezut. M-a zis la mișto, dar acum n-a luat. Cea mai proastă meserie. Ăsta e retardat, fă fractul ăsta, fă. Domnule polițist, vă rog frumos, băgați-l ca să nu mai stăm aici, băgați-l atât să... de minciuni, vă rog eu frumos. Ca să termină mai repede. Nu vă supărați, dar nu știu, eu dacă l-aș avea pe domnul în casă, cred că m-aș pișa pe mine de rest, autoziu, nici m-aș mai duce nici la muncă. Na, da, ți-a auzit, na, na educație. Domnule, e așa simpatic, aici nu mă pot supăra pe el. Dumneavoastră vorbiți serios sau vă bate joc de noi, mă? Vreți foarte serios. Domnul, uitați-mă, și am un handicap locomotor pe partea stânga genunchiului, mă piși pe tine, din greșeală, n-am vrut. Bun, îl tragi, unul la mână. Gata, vă rog frumos, haideți, domnule. Nu m-a interesat, da. Bun, facem felul următor. Să mergem, să facem un test rapid, așa, poligraf, da? Da. Și vedem ce și cum. Îi punem întrebările domnului, dumneavoastră asistați. Sunteți da, de acord? Da, sigur. Suntem, suntem. Haideți, băieți, dați-le drumul și pe domnul la fel îl încătușeam și a fumat țigara. Hai să mergem în zona de interogare. Hai, iubirea, bă, hai. Poți să-i dau una când iese? Nu, vă rog frumos, mergeți acolo. Vreau să veniți după mine, nu mai las după capul dumneavoastră. Mamă, ce pumn în gură i-aș da lui fractul să-mi bag pula în fractul, fă. Aveți una, două, trei, patru camere de interogat, vă alegeți fiecare câte una. Pare fiecare, bă. Deci vrei să una, te cu el? Două, aici. Aici. Hai, intrați. Bă, handicapatule, vină cu aia. Fă-i oglinda acolo. Sar. Văd. Domnul, intrați aici, mă, vezi, ia uite-mă. Aici, vă rog. Lăsați, nu acolo. Domnul Poca. Aici. Facem și poze, dar nu. Nu pot să stau cu... Intrați acolo, vă rog. Aici tot. Sunt. În cameră. Păi în cameră sunt. Unde dracu sunt? În... Nu vezi că sunt în... Ești pe hol, acum ești în cameră. Ce? Așa, dar, mă, prostule. Domnule Chestor? Nu sunt ei. Uite aici în cameră, intrați. Eu, ei toți, pe mine mai interesează. Eu cu colegul... Toți sunt aici. Iar eu cu colegul mă duc în camera asta la... Dar nu scoate, nu acolo. Nu acolo, colegul. Mamă, vedeți după mine, vă rog frumos. Și eu sunt frumos rău, bă. Luați-l pe ăsta pe sus, că mie că fuge pe aici. Hai, ieșiți afară, că aparent este prea strâmtă camera și n-a reguli de igienă. Strâmtă ești tu. Hai, bă, sunt strâmb, că nu mă fut în cur. Dai, du-i pe spate pe acolo, eu trebuie să mă ții pun întrebări, ce mi-i duce aici pe toți? Pun partea aia, pun ușa din stânga și cameră, hai. Domnul Fonfi, veniți după mine. Veniți după mine, veniți. Olo, cât m-am plimbat în secția asta să mor eu. Da, dezorganizare totală e așa. A, mă, poliția română. Unde mă duci, domne? Dezorganizare totală. Domnul Fonfi, poliția asta așa că spune unde? Aici. Deci n-au zis pe nimeni, suntem noi doi, vorbim ca între bărbați, da? Ia, genericule. Adică eu vorbesc cu tine ca de la bărbat la bărbat. Eu chiar n-am probleme, dar ce te-ai probleme? Mamă, de la al treilea număr se încolăcește pe mine așa, parcă dă să fugă. Al treilea număr? Al treilea număr, că nici la preludiu n-aș își dute treacu de aici. Ia, vorbesc pe reții aici. Hai că am vorbit noi de Polonia, Kenko, de astea. Da, baba mea, zi. Bă, am luat 14 meciuri la Fortuna, dar m-a scos un. Nu a șansă, da. Bă, hai să... Bun, am văzut că le știi și pe astea. Da!
Ma. Eu am executat. Băieții trebuie să învățați de la ăsta cum să țipe. Bun, hai să spun niște întrebări, da? Da. Colegii, vă rog acolo frumos care mă auziți de aici, să punctați întrebările, da? Dar ce dau test la ce? La geografie? O să fie niște întrebări logice prima dată. Poți să spun și o întrebare? Mie? 7-8. Asta m-am putut la bac. Ne-abține. Hai. Bun. N-aud. Domnul Fonfi. N-aud. Parcă vă era drag și mai mult de el, nu? Deci, numele dumneavoastră este Fonfi Căldare? Bună, Ștefan. Da? Sau nu? Da. Ok, înregistrați acolo. Aflăm pe urmă răspunsurile. Se înregistrează, colegul. Bun. Este adevărat că în momentul de față este ora 22 și 29 de minute? Da, ce am, ceas la mână? Uite-te la meu. Ia. Tu știi să citești ceasul? Normal. A, atât e. Bă. Ce? Te-ai mășit? A răgâit cineva din camera alaltă că miroasea pună, cred că blond, da. Ți se pare, dar unde e? Că nu e nimeni în camera alaltă. Am auzit adică, o pereche. Uite, vezi aici, aici e numai geam. Haideți să continuăm că înregistrăm acum și... Da? Bun. Domnul Funfi. Blond are curul mic! Întrebarea următoare... Cred că mă tagă auza mare. Aha, a, vezi, am zis. Ce am de întrebările astea psihologice, că văd că le ducem un pic departe. Este adevărat că... Astăzi, în jurul orei 16, ai dat o spargere la magazinul Jewelry? Nu! Greșit! Astăzi, în jurul orei 16, noi am dat o spargere la magazinul de Jewelry. Are noi, Eu ăștia ne bagă pe noi în părnaie. Alea două muieri și aia doi bărbați. Colegul, răspunsul? Corect, afirmativ. 4 puncte. Mă, ce? Bun. La întrebarea lui s-a răspuns. La întrebarea mă, dacă vrea un frățior, da. Este adevărat că în jurul orei 17:30, mă scuzați, ați dat o spargere. Nu da la întrebare, da zi, continuă. Ați dat o spargere la o casă din zona Grove Street? Nu, greșit. Nu la ora 17:30 am dat spargerea, pentru că la 17:30 eram încă... scurt, da sau nu? Mă las să vorbesc, că te prezesc. Ai de capul meu. La ora 17:30, noi nu dădeam o spargere, pentru că eram ocupați să fugim de la cealaltă spargere. În jurul orei 18:30. Hai, băiatule, nu mai găsi. Bun. Bă, ne bași până în căcat. Reluăm, serios acum, Fonzi. Din căcat ai ieșit, în căcat ajungi. Din căcat ai ieșit tu, mă. Nu e luma ta. Nu e luma ta, mă. În partea ta de mă, lasă-mă în pace. Bun, deci în jurul 18:30. Păi nu vorbesc. Ah. Deci, în jurul 18:30, în jurul orei 18:30, ai dat o spargere în zona Grove Street a unei case? Casa din zona Grove Street? Uite că da, nu și bălmii. Da. Colegul, răspunsul? Corect. Bingo! S-a trecat bingo, linie. 15 lei. Are 15 lei. Bine, dar îmi dai ceva după ce răspund la astea sau de ce mă întrebea? Da, premiul cel mare. Pe betanul. Ce dai? Free bet de 5 lei. Mamă, 50 de mâini gratuite la Bucovina? Ăla cu tot, dacă zic, nu ne place Bucov de. Nu ne place Bucov. Colegul, continuăm? Colegul, continuăm? Continuăm, mă scuz, mă iau cu el și puf. De asta se registrează. Bă, ce declarație? Bă, spusese asta o chestie tâmpită și chiar nu pot să o cred. Întrebarea cu domnișoara blondă, nu? Da, el aș băga. Este adevărat că după ce ați ajuns la casa surorii dumneavoastră, ați întreținut relații sexuale cu prietena acesteia, respectiv domnișoara Daniela Spintecătoarea? Nu vorbesc despre sex. Haideți, domnule, veniți. Domnule, întorc. Rog frumos, haideți că poate mări miza la Polonia. Nu, nenicule, că... Hai, domnule, hai, suntem între noi, ce bărbați, da sau nu? Sunt virgin. Mă, zi, da sau nu? Ce? Hai că nu te cred eu, hai mă că ești un bărbat, așa e zi. Oh, dar era cu boschetarul ăla, nu puteam. Ești, nu putea că dorință e virgin. E virgin, unde fă în cur? E virgin, mă, e virgin, nu s-a futut ăsta niciodată. Domnul Fonfi, deci e spus ăla de... Domnul Fonfi, răspunsul la întrebarea dumneavoastră este da sau nu? Mă scuzați, alarmă. Dracu. O eroare de...
Va intra Mirela Vaida aici. În direct? Iria, dracu, Mirela Vaida. Rezolvați, mă, alarma aia. Alarma de incendiu, așa face. Cred că ții păcunul aia după ajutor. A, deci ați, știți cum face, nu? Nu, 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 doar am auzit, are un țol în pizdă. Pișeam aici pe tine să mă piși. Haideți, domnul Fofi, răspundeți sincer la întrebare, vă rog frumos. Ați întreținut relații sexuale. Îmi jur, îl bate, îl faci ce vrei. Putu-s rasa, mătii să-ți fut asta și mă întreținut. Păi stric eu așa, pulă pe așa... Nici n-ai, băi, ai doar două picioare. Ce să strigi, băi, băiatule, ce să strigi. Vezi, băi, cum e tregă, eu mă culc seara în pat și mă trezesc în corp. Liniște! Nu știu, dar eu parcă aud așa niște voci. Haideți, vă rog frumos că... Registrăm, haideți să continuăm. A, răspunsul a fost da. Nu. Păi da, dar ea a vrut. Ea a vrut să ce, să nu te fute sau cum? Eu m-a prins acolo cu Kinch, ca în 50 Days of Dread ăla. Și, na, m-a abuzat. Aburește, aburește. Vă mai pun și o întrebare. Una scurtă. Hai că... Una lungă, dacă vrei. Nu scurtă, că tu ești obișnuit mai cu de-astea scurte. E, Andreea, cu dăsuși și pun apă cu pane. Hai că am înțeles, de făcut n-a făcut, dar v-a făcut? Da, da. La gaură v-a dat-o, da sau nu? Da, da. A, nene, nu mai zice de-astea. S-a rușinat. Domnule, trebuie să facem aici. Vă rog, domnule poliția, întrebați-l dacă a dat vreodată. Mai aude cineva? Ia, da, zice, da, chiar ai dat vreodată. Nu. Ne dă niciodată? Niciodată. N-ai luat? Rămâne între noi? Da. De două ori. Mi-a plăcut. Să se mănâncă căcat. A, corect. Doamne, ferească Dumnezeu. Bun, ultima întrebare. Sunt complici. Bravo, Robin. O, stai așa că... Deci numele din buletine. Deci, complici la aceste jafuri au fost în felul următor. Izabela Caldare, Daniela Spintecătoarea, Puca Caldare și David Spintecătoarea? A judecat! Da. Și Bunagia 2. Ce mă? Prin ce au fost complici? Prin spargerea caselor? Prin sau prin a te ascunde? Varianta 1 sau varianta 2? Amândouă. Întâi au participat cu mine, bă, și apoi m-au ascuns. Minte, ei m-au invitat să mă duc la ei acasă să mă ascundă de poliție și mi-au spus minte, în caz de mine poliția minte, să mă împuși pe toți. Minte, nu ești adevărat. Întreabă aparatul. Nu e adevărat. Am înțeles. Dar trebuia să dă răspunsul până acum, s-a făcut ăsta cere. Întreabă aparatul. Nu știu, colegul. Cât ai pe kilometru, Nicule, la aparatul ăla? Mă, până acum a dat, nu știu, undeva la... 90% răspunsuri corecte. Eu cred că mergem pe mâna lui. Mă, cum adică mergi pe mâna lui? Cum adică să mergi pe mâna unui criminal? Mergi pe mâna lui că știi cu pariurile, mă? Criminal? Criminal? Ai omorât pe cineva? Speranța, dar mai fute doar. Cred că aia e singura. Da. Aici a vrut. Nenicule? Da. Am înțeles. Dacă ai colegii, pregătiți transportul, vă rog. Care transport? Nu vreau niciun transport. Îi legați și pe ăștia, mi-a duceți afară, da? Leagă-i și eu mă duc să iau autobus. Domnule poliția, eu n-am făcut. Mergem în excursie. Mergem la Măta. Mergem în excursie, mergem. La partea ta, din Măta. Partea îi ducem afară sus, da? Eu îi ducem, îi duceți pe toți afară sus. Avansați, avansați. Și mergem acolo să ne întâlnim. Bravo, Izabela. Nu că bravo, Izabela. Nu pe acolo, nu pe acolo, domnul. Dacă am venit să te bat. Nu pe acolo, nu pe acolo, nu pe acolo. Dar pe unde? Prin pula, măsi, pe unde? Pe acolo. Nu pe acolo, nu pe acolo, pe acolo. Putu-s Dumnezeu, mă. Ei, alo, alo, auzi? Băi, ia, vină și leagă-i pe ăștia. De ce? Vină și leagă-i pe ăștia, vină și leagă-i pe ăștia. Din cauza ta, tu ajung unde trebuia să ajungi de unul singur. Ai încredere în mine. N-am nicio încredere, n-am încredere. Leacă, dracu, să nu mai... Bine că ai încredere în tuciuriu ăsta. Ilec, domnul Chester. Băi, ești nesimțit?
Băi, ca vă mergător, du-te, dracu, de aici. Du-te, dracu, fă, mânerezi mai trebuie. Băi, du-te, dracu, nu vezi ce ne zici că sunt mânere de sicriu, pleacă, da? Dracu, de aici. Ce îi spune ne zici că doi țigani sunt părați, na. Bă, ia ascultă-mă. Ai noroc că sunt băiat cu bucă și n-am dat tine, că dacă-ți fund tu pumn, te... Au, bă! Care vorbește, mă, ăsta cu eu, roșu? Eu, mă, eu, da. Mă, nebunule, ce e, bă, ai noroc, ai noroc, ascultă-mă, ai noroc. Hai să dăm parte-parte, dacă ești mecher. Vrei să dăm parte-parte? Da, politai, dați jos, da? Astea, că o dau parte-parte. Ia, vină caci, vină caci. Hai, dă-mă parte-parte, du-te, dracu, dai. Hai, domnule poliției, pune... Mi-a pus cătușe, fă, mi-a pus cătușele odată, că-mi bag pula. Aia îmi place lui Sormea, da, da. Sadomizare! Mai pui odată cătușele mele? BDSM! Te furtem toți în grup. Bang, bang. Vezi ce-ți fug eu una, am mâinile legate. Următorul ăsta, ți-așa? Mamă, îmi vine să-mi apă ăsta, dezlegați-mă. Dezlegați-mă că-l bapă și te fug. Iubire, vină coace. Băi, Virgin. Băi, da. Fii atent. Colegul? Mamă, să trage. Să trage la tine în curcul, slobos. Bă, necatule, bă, pomfăitule. Da, mă, moșu. Tu sfom făiți în gât să sfut asta și mâine. Sunt supărat, moșu meu, nu ce am frumos, domnul. Fonfi. Izabela. N-ai fost în stare în 20. Mi-a dat o țigară de aia ciudată, dar nu mai simt bine. În 20 ceva de ani n-ai fost în stare să te dezvirginești, că ești mai virgin decât uleiul de la Virginia. Du-te, du-te. Te pun jurământ. Bă, ascultă-mă. Ideea e că ai căzut și tu și noi prost. Unde am căzut? Că eu sunt în picioare. Hai că până vine autobuzul mai durează. Haideți după mine și mă afară. Haideți după domnul. Bă, eu vreau... mă doare în capul. Domnule, doare capul. Hai afară, doare cap. Eu mă predau bătută. Recunosc tot, vreau să... Nu. Deci numai, eu nu mai suport. La unde mergem? Afară, mergem să luăm o gură de aer. Vino cu acea, băi, nu pe acolo. Haide, hai, după tine, hai. Hai, prințesa. Aaaa, ai dat cu fixativ? Du-te-n pula mea de aici, că numai din cauza ta că mă bag eu în belele pentru tine. Avansați. Noi avansăm, dar... Mă bag eu în belele pentru tine. Ia uite-l pe ăla, băi, Valentin, din. Băi, eu cu tine vorbesc. Că te trimit la măta înapoi și unde și ea. Face poze. Ia, secundă. Aaaa, e cu morți. Alo. Să participe și vii. Ce căutați aici? Fonfi! Alături. Ce cauți aici? Alo. V-a venit avocatul, doamnă? Ce avocat, mă? Du-te, dracu, că ai pierdut. Băi, mai înjura, bă, că ai mai pula în gura de... Haideți după mine. Da, și băi, fute vânt. Bună seara. Aici, după cum vedeți, vrem să-i ajutăm pe acești oameni. Mai ales pe Fonfi. Mă, unde e? De unde te cunoaște, mă, ăla pe tine? S-a-mi bat pula în fractul. M-o fi dat. O, te-o fi dat la cine? La cine? La cur. La cur te-o fi dat, ți-o fi dat-o la cur, poate. Fă pe aici, wow. Never say never. Haideți cu 6000 de like-uri, vă rog. Ce frumos. Taci din gură. Vrei să zic o glumă? Ești frumos din cur scos. Mă, dar poți să taci tu un minut pe ceas, te rog, taci. Un minut, te rog eu. Taci puțin 2 ore. Domnul. V-a luat în pula ăla. Un minut să... Te spune, doamnă? Băi, dar lasă-mă, da. Un minut să daci, te rog eu. Bine, așa, doamne, un minut pe ceas. Puneți, pune pe Siri să-ți spună aia. Pleacă de aici. Plecați în pula mea de aici, sunteți terminați. După cum puteți observa... Ești de aici, mă. Plecați de aici, ai vezi două secunde să plecați. Acum! Unu, doi. Vă rog frumos să părăsiți. Acum! Ieșiți dracului de aici. Taci din gură, taci. Taci puțin 2 ore, te rog eu. Unde e mașina? Trebuie să vină colegul imediat. Fai al bat pe ăsta când e zână în închisoare, bată-te-l... Taci, mă, un minut, te-am rugat! Taci! Vă plecați odată de aici? Îți dau bani, fii atent, Fonfi. Un minut, dacă taci, îți dau bani. Ok. Ce-ai, mă? Stai așa, că trebuie să vină autobuzul imediat. Au. Bă, da. Dați-mi pula mea, admin jail. Băgă mea și pula în toți răniții, măte, și în Hristosul, măte. După măta în pula. Donați, hai, donați. Donează, mă, mâncat iar cancerul să te mănânce. Da, uite, mă, că mă ascultă și pe mine, a tăcut și el un minut. Du-te, dracu, de aici. Bă, ia, ascultă-mă aici, fii atent. Mamă mea.
Domnule polițist, de ce așteptăm aici? Că nu înțeleg. Așteptăm colegul să vină cu... Și cât durează până bosa vine cu... Haideți pe rând. Care pe rând? Care pe rând? Care pe rând, cum auziți, pentru că autobuzele sunt stricate. O să urcați cu... Urcați, vă rog frumos. O să urcați dumneavoastră, două secunde. Așa. Dați-vă un pic de lângă portieră. Așa. O să urce și domnul Funfi. Așa. Și cu domnul... Da, domnul ăsta, cum îi zice, domnul Poca. Nu, eu nu plec de aici. O să plecați de aici, domnul Poca. De ce vreau să stau lângă ea? Pentru că trebuie să urce domnul Funfi de asta. Păi are loc. Nu are loc, că voia să urce doamna din spate, da, hai. Și eu de ce nu pot să stau? Că nu mai aveți loc? N-are ea loc. N-are ea loc. Eu am loc. Ok. Aduceți-mi-l pe Funfi aici, vă rog frumos. La mine în mașină. La mine aici, vă rog. Nu la mine, domnul. Bine. Nu la domnul, în partea cealaltă. La mașina cealaltă. Bă, ieși mă de aici. Ieși puțin de aici. Mulțumesc, Nașu. Ha, mă urc o dată. Asta mă să merg aici. Ha. Pe partea cealaltă, mă, handicapatule. Pe partea, da. Hai, în spate aici la mine. Hai, David. Hai. Nu pe partea cealaltă. Pe partea cealaltă. Pe partea cealaltă, mă. O secundă să-i deschid ușa. În regulă, vă mergeți pe dreapta. Cealaltă dreapta. Numai din cauza ta, că n-ai fost în stare să-ți vezi de treaba ta, ai furat găini, ai furat din... Are luminițe aici, îmi place. Mă, Fonfi, cu tine vorbesc, mă ascult și pe mine măcar o dată în viața ta să mă ascult și pe mine când îți spun niște lucruri care ar trebui să te gândești, da, și tu... Da, sor mea. Deci te rog eu frumos. Zi. Nu mai fura mâncață și ție sufletul, uite unde ajungem de fiecare dată. Și dar numai e doar că... o oală cu sarmale. Dar nu o oală de sarmale, ai furat bijuterie, ai furat cine știe ce... Pula mea, mi-ai furat termopane, uși. Am furat bijuterii cu un scop. Care scop? Toate țoalele, toate arfele. Am vrut să cânt melodia aia, pe bune. Mă cam năpădește o pișară, ce-i drept? Pișară? Dacă mă pișară mașină, murim? Nu. Nu, eu nu mai asum riscul ăsta. Nu, asum că mai țin un pic. Mai țineți un pic? Eu nu mai asum riscul ăsta, de-aia mai avem mult? Eu mă, vă zic de pe acum, domnul Funfi, s-ar putea să vă piște o pișare. Stați așa să le dau la colegi, mă, stați. Bă, hai opreți-vă un pic că se piște asta. Revolution. Bun. Se numește serverul, drăguții mei. Bun, s-o astea. O să coborâți pe rând, ca să poți să-l scop pe domnul afară. Să pișe și ei? Eu nu mă piș, dar în gura ta mă piș dacă vrei. A, pișe-te pe mine! Hai să ne scoateți și pe ăsta de aici, vă rog frumos. Te mai suport. Tu faci din ceartă artă. Taci! Gata, tac. Haideți. Dudei cătușele jos, că eu nu pot să mă duc după el. Te lasă-l să pișe. Hai că mă duc ăsta cu cagulă. Lil cagulă! Și stai cu spatele la el, da? Ca să nu se pișe pe tine, dracu. Mamă, ce mă dor, măi. Ia să fumez și o țigare. Dar chiar nu putem să facem cumva o sentință mai mică? Bă, da, nu pot să mă piși așa. Vedem exact când o să se repare ăsta, cum îi zice detectorul. Mă, piște-mă acolo odată și taci din gură. Și după aia, domnișoara, mai discutăm. Nu pot să vă promit momentan mare cu sarea. Dar la ce dracu se pișe? Cisternă? Nu știu ce e cu dumnealui. Nu mișca! Nu mișca! Nu mișca! Dacă mișcă cineva, ăsta-i ca ghiță! Putu strip sniperul, Mati, s-o sfut în gura asta și mâine să-ți dau la mâine și ție și nu mă taia. Domnul. Eu zic să faci ce zice el, că dacă... Dacă vreți ca ăsta să nu mierlească, lăsați armile jos, mâinile sus. Gata. L-ați auzit. Măi, eu dau, eu sunt nebun la cap. Ți-am spus, Poca, ce-am spus? Ce? Bun. Băi, ăsta din față. Da. Ce să-mi spui? Pe toți prietenii mei jos din mașină. De jos, pe rând. Ce să-mi spui? Eu dau la braț. Uite-te la el. Bă, dați-mi repede de jos. Băi, fiți atenți, că eu de viața mea nu pasă. Dar de viața lui ăsta, lui Castorul ăsta, al vostru, mă pasă. Dați-mi jos mai repede.
Gata, i-am dat jos, i-am dat jos. Și vrei pe ăla din față. Mulțumesc pentru donație. Fă ce zice. Am probleme cu ecranul, rog. Bă, nu da. Ce fac? Vorbi, știi ce am discutat noi, te rog eu frumos. Stai aici. Mă auzi? Am pontul la Polonia. Am probleme cu ecranul, rog, tot ce fac. Da. Nu știu ce la ecran. Băi, ești prost, dar ești prost de bubui, bă. Tu nu știi să faci nimic niciodată. Nebunilor din Cocen, în genunchi toată lumea. Jos, vă rog frumos. Jos. Apropo, ai văzut tu ce poliție română, că nu ne-o controlați. Dai, șnecule. Lasă că am eu grijă de ăsta, ia dă-te așa. Fonfitele, bravo, tat. Băi, nebunule. Băi, Fonfi, știi cum ai făcut mine chiar așa. Băi, dai numerele la Luto Polonia, bă, vreodată, nebunule din Cocen. Hai stai, stai un pic să mă ridic să discutăm față în față. Te rog, eu nu... Stai aici, jos! Nu te teme, eu n-am nimic la mine. Ia-i mă armele din portbagaj. Ia uite aici, ia uite aici. Stai așa, uite, uite, mă ridic doar să discut, da? Mă ridic doar să discut. Păi aia s-au pus în genunchi, da? Uite, eu stau cu mâinile astăzi, da? Ia uite ce-au ăștia la mașină. Opa! Ce-a s-a întâmplat? Bă, băiatule, noi respectăm legea, eu nu am să vă fac nimic a vouă. Obleta, legea tăcerii. Fă ce vrei! Fă ce vrei! Da! Hai! Mamă, te rog eu fuc! Mamă! Mamă, nu mai da nici, te rog eu mult de tot! Gata, domnule, gata! Ia vine-o cu a... Olă! Hai, Fonfi, hai! Hai și... Mă, nu! 7-8 Eu ce aveau ăștia? 56 Greșit, 48 Băi, lua... Hai să facem urnalia, că am învins poliția. Băi, luați de aici, ascundeți-i sus acolo. Luați de aici. Dar nu pun mâna pe nimic, fă. Băgule, am uitat să zic, dacă mă mai auzi. Era 38, rău de 35 la Polonia. Ia, nu facem. Băi, luați de aici. Poca, Fonfi, luați câte unul și duceți-i de aici. Așa, bărule. Ia zic cu metru. Ia, fixează mășchiul, haș. Aoleu, fixează mușchiul H. Mikey H. You are my... Fă ce faci? L-am ascuns în boschet. Pentru asta mi-o dai pe blondă. Să mor, să vezi ce bătaia. Nu mai gata, nu mai... David, ia-l pe ăla în pula mea și ascunde-l în ghiveci, în boschet. Sor mea? Da. Ți-a plăcut? Da, normal că mi-a plăcut. Nici mie. Cum adică? Adică bine. Acum e legea tăcerii, obleta, da? Deci dacă scoți vreo vorbă undeva, deci fii atent. Nimic. Pentru că o să intrăm pe viață la pușcărie, tu înțelegi lucrul ăsta, da? Deci tași din gură. Dar cine-i prințesa Regina Curcubeu? Bă! N-am apucat să termin. Da, zi. Ce voiai să spui? Am vrut să scânt ceva. Spune-mi, ce anume? Nu mai e, mai târziu. Mai târziu? Ești leșinat după mine, văd. A, după blonda asta. Cred. Cum adică e leșinat după tine? Adică în sensul că e mort. Ăsta e fratele meu. Haideți de aici. Vește-te, fute fratele. Haideți de aici că nu ia bună. Vește pula în curăț, bagă. Haideți. Dar nu cu lăgă, nu, hai să mergem noi cu mașina de poliție, dacă da, tot. Da, să ia, mă. Nu, vino cu altul. Vino cu altul. Lasă-l. Mă, nu l-am în brațe. Hai, tifă, lasă-l acolo. Nu, dar de ce? Nu. Oh, gata, wow. Lasă-l pe el și vii tu. Haide. Lasă-l pe el și vii singur în pala mea. A, da? Bine, Izabela. Aolea. Fa acasă? Nu acasă la noi. Nu acasă, la Chiag acasă. La Chiag? La Chiag. La Chiag? Da. E Chiag acasă. Dacia Logan! Pigaz Metan! Mamă, nu mai urla băgațe și pula în gât să-ți bag. Bine. Slobozima și în gura ta să mă slobozesc. Era o melodie. Da, era o melodie. Stai să vezi ce melodie îți bagă David în cur în seara asta. Stai David, așa. Îl fut cu pula sculată. Fă! Zic să-l las pe David să îl fută în cur pe fractul. Dar fă, mă, ce vrei pentru ceea ce a făcut, adică bine că le-am iertat, dar nu mă interesează, adică m-a băgat oricum în belele, mai mari. În loc să stăm să ne uităm la un film pe Netflix, să facem una alta, ne
Deci eu aproape trebuia să încep... Mă lasă că facem un film. Ce film? Să vezi ce film fac eu. Porno. Trebuia să mă ușor la un film porno cu gagica mea astăzi. Și ai venit tu, hop, călare, după 4 ani în care n-ai mai schițat nimic, n-ai mai spus nimica. Călare pe scooter, nu pe călare cap. Pe pulă. Călare pe pulă, da. Să-ți fie în gură. Pe pulă mea. Ție, ție să-ți fie în gură. Tu-s Dumnezeu Cristu, mătii, să-ți fot asta și mâine. Fă, a... poți să-l ba pe fractul, da, să-l fut, bate-l, să-l... Da, fă-i ce vrei. Măcac pe fața lui, da, să-l lec, da. Să-i dau... Nia, nia. Așa faci? Auzi, mă, fomf. N-auzi. N-auzi? Băgați ești sloboz în urechi să auzi, să ți se desfunde. Mi-aș dori. Fă, mă, fă, da, mă las să-i fac ce vreau eu, să-mi bag joc de el în ultimul hal, da? Da, fă-i, mă, fată, ce vrei tu? Bun. Să ajungem acasă. E nebune, e... Na. Fă, mai ai strapon? Fii atent, dar normal, no, 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 dar fără... nu l-am aici în casă la ea, nu l-am la Chiag. Aaa, lasă, fă, că găsesc eu. Ea are pat din ăla care la în stânga și în dreapta are doi din alea, știi ce zic? Ce are? Le... Doi din aia, fă, ți arăt când ajungem la ea acasă, stai așa. Ce auzi, eu ce are? Fonfi? Da. Am înțeles că te-ai uitat la 50 de umbre. La ce? La 50 de umbre. Ale cui? Ale mătii. Partea mea? Partea ta. Ce, mama e atât de grasă încât are umbră mare? 50 chiar, la număr. Mai ții minte când eram mic și ridicam mămica mâna pe cer? Pe cer, mâna sus așa? Făcea? Mai știi când erai Pugeam. Mic și când ai vrut să te piști, te-ai pișat direct în gură? Da. Că... Da, da. Mai știi când ți-a ridicat puțulica? La tine, da, da. Nu, da, la da. Tine în gură, că ți-a ridicat puțulica. Hai, dracu, da, ai vrut să... Du-te, mă, de aici. Că ți se zicea Betip cea urâtă. Du-te, mă, de aici, că ți-a ridicat pula. Ai vrut să vezi cum e să te piși cu pula în sus, cu puțulica, că n-aveai pula tu atunci. Și te-ai pișat direct în gură, firea al dracu. Să fii unde te duci, marci în casă. Marci în casă, în casă. Vine în casă, hai. Hai, fă, că vreau să spăl cuțătul. Dar noi nu tăiem și noi porcul. Ba da, te tăiem pe tine. Atunci mai așteptăm un pic până să fii mai rumenit, așa puțin. Unde-i poca? Bagă-l-a înapoi. Vreau să-l spăl. Unde-i poca? Ah. Nu știu unde. Fă-i bag lampa asta în curul fractu. Lampa asta. Am auzit ceva afară, de la un girobar. Hai să-ți arăt unde dorm tu, Fonfi. Poca, vină încoa! Da, am ajuns la Nelson Mondial acasă. Nu, asta e casa unei prietene de-ale noastre. Cum o cheamă? Maria Sus Fustina? Să vă trag la muie! Da, ce facem aici? Citim, citim! Stăm la Chiag pentru că o să vină poliția. La Chiag? Chiag. Dar ce fă, suntem brânză să prindem Chiag? Măi, omule, așa o cheamă. Chiag? Chiag. Da. Auzi? Vină, fă. Ia? Da. Treci încoace. Poate. Treci încoa. Treci încoace. Ia, vină, fă încoa, să vezi ce-i fac lui fractul. Bună, Ana. Culcat! Eu dau cu capul, eu centrez, eu dau cu capul. Mă, prostule, fii atent. Ei. Te bag cu curul, uite, în astea, fă, în astea, de la pat, uite. Nu, aici o să dormi tu, Fonfi. Fonfi, tu o să dormi aici. Singur, aici, în patul ăsta? Singur, singur. Mamă. Dar mă, dormi avem? Aici, uite aici. Așa, aici dormi tu. Aici? Da, aici. Da. Danela dorme... Ai pe Mona Lisa? Ce prost e. Bă, handicapatul ăla e Laura. Bine, proprietarul casei. Laura o cheamă? Da, dezmaiește Gaura. Laura. Da. Da. N-ai zis că o cheamă Chiag? Laura Chiag. 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 De unde o știi? Luai aș cu zona cu pulă. Cred că te bate femeia, te bate de te piși pe tine, cred. Deci,
Acolo să fie camera ta. Dacă ai nevoie la baie, controlești tu pe aici casa, da? Nu, te-ai baia acolo, uite-o. Acolo e baia. Culcat! Sau aici e baia, uite aici. A, nu e aici. Lasă-mă că își controlează singur, știe el pe unde-ți dracu să te ducă. Ai scos dranga? Eu zic tot violență. Daniela, hai joacă-te cu el, că te las să joci cu el. Hai joacă-te cu el. Ani face să-i fac. Să joacă asta cu mine până mă omoră. Du-te la chitara aia și cântăm ceva. Hai, lasă-l. Păi a zis că știe să cânte. Nu, 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 din gură. La ce târlă, yeah. La ce? Ia cânt. A pulă, la ce știe să cânte? Coca? Da. Știi să bate așa? Gen. Hai, lasă-mi. Hai. Știi să bate? Da, știu, știu, stai așa, stai un pic. Ia bate, ia. Stai așa. Imediat. Rupat, patru, pa, rupat, patru, pa. Ia uite. Urcă-te pe mine, freacă-te mai bine. Dă-i motoare verticale, dar asupra naturale. M-ai omorât. M-ai nebunit, mi-ai dat boală de ficat și m-ai paralizat. Poziția 43, 53. Mamă, dansează asta și care cancer. Haide mă, mai cântă. Ia auzi, bă, ce ți-a zis. Cancer ai tu, mă. Mai fi tu. Da, mergem să dormim. Da, stai că tu ești ocupată să dansezi. Da, păi dacă ce vrei mă să cântă. Facă ție dans în poală. Hai, du-te la somn. Blondo, tu ești cadou meu în seara asta. Ești, du-te, dracu. Care, băi, pula, pleacă, ce cadou, că să mă rog copiii. Hai, n-ai problemă, că vă fut pe amândoi, dacă vreți. Aaaa! N-am dat până acum în tine. Au, mamă! Ia-l, lasă-i fătă, lasă-i să se bată. Ia-l, că mănâncă pui! Lasă-i! Ia-tu! Dai, ia! Aici, în stilul preș. Că mult sunt pe la cea urlat. Bagă-l în pat! Bagă-l în pat, voi! Ia-l că ne mănâncă pui. Fură curent fă ăsta, fură curent. Au, 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 au. Scuze. Dă-te, dă-te, dă-te cu viteză. Hai că-ți dau mâna, hai ridică-te. Hai. Hai mă ridică-te, luam-ai. Bravo. Hai, hai, te lasă pe Daniela că n-ai cum. Hai, fă, eu dor cu tine, fă, lasă-l pe David, lasă-l pe David. Eu mă ia, hai, hai, da, 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 eu te acord. Du-te cu David, da, David, care-i încurtoare, îți spargi că o zonă. Hai frățiorul meu, hai. Hai frățiorul meu, hai. Hai mă, unde? Uite aici, în cameră. Haide. Hai, eu mă duc să mă culc, fă. Haide. Alo, tu ești? Oh. Alo, tu ești? Noi doi am pat el pe pula. Hai, Poca! Las, că dorm singur. De ce? Eu sunt pe să doarm. Pizdă la mamă. Da, da? Să nu mai vine ăsta încoa. Fă, trebuie să-l fă, mă duc, a venit Glovo-ul, revin. Da, da? A rămas casa voastră, da, da. Da, copilașii mei. Vă place de fonfi? S-au gătat. A trecut repede 2 ore, nu? S-au gătat, da. Vă place de fonfi, nu? Da, bebelușii mei. Sper că v-a plăcut live-ul de astăzi. Eu mâine mă duc la vaccin, mă, să-mi fac vaccinul. Nu uitați că aveți în descriere Discord-ul serverului. Mulțumesc mult, Calinuș! Discord-ul serverului, cât și IP-ul serverului. Ne-a fost pe Revolution România, vă aștept și pe voi pe server dacă vreți să jucați. Fonfi a fost Conacul, toată lumea știe pe Conacul. Vă iubesc și vă mulțumesc tare, tare mult. Dacă vreți să vă duceți la el, e și el live, duceți-vă la el să vedeți ce mai face. Vă iubesc din tot sufletul. Noi ne auzim peste 2 zile cu Five. Dar cred că poi mâine o să fim live cu joc horror. Vă iubesc din tot sufletul meu, să aveți o seară excelentă. Vă mulțumesc pentru 6.000 de like-uri vreau acum, 6.000 de like-uri, vă rog din tot sufletul, 6.000 de like-uri până la sfârșit. Vă iubesc tare, tare mult, duceți-vă la Fonfi, la Conacu Gaming, ieri acolo live. Vă iubesc din tot sufletul. Noapte bună, bebeii mei, noapte bună, noapte bună. Bye, bye! Trebuie să vă las Discord-ul la băieți, nu uitați să dați un follow la Vamos, vă rog din tot sufletul meu, dați un follow la Vamos și... Intrați și pe Discord-ul la băieții de la la băieții de la Revolution.
Hai, intrați aici, vă rog din tot sufletul, intrați aici cu toți să vedeți care este treaba aici la IP server. Vă pup, vă iubesc și o seară excelentă să aveți! Bye bye! Pupii, vă iubesc mult!